Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bine ați venit la Bistrițeanu Live! După o pauză regulamentară de 3 luni, ca o vacanță de vară care s-a prelungit în toamnă, am revenit în studioul Bistrițeanu Live, iar în această seară am un invitat special, mai ales pentru că în ultimele săptămâni și-a anunțat o intenție administrativă, o viitoare candidatură, nu știm dacă o va duce la capăt sau nu, vom vedea în această seară, domnul Marius Negra, dezvoltator imobiliar, cunoscut pentru toată lumea. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc! Să nu uităm, trebuia să încep cu doamnele, că așa e frumos, dar zic că doamna este gazda noastră, Claudia Andron, și îi mulțumesc că a venit alături de mine, pentru că este un subiect destul de greu. Apropo, câte kilograme aveți așa? În jur de 86. 86, nu sunteți atât de greu, sunt alții mai grei ca dumneavoastră. Și vrem să lămurim cu dumneavoastră, atât cât vă permite conștiința să răspundeți la întrebări, sau poate nu vă permite alții, nu, Negru, să răspundeți. Poate ne dăm seama în seara asta că și dumneavoastră sunteți cumva controlați. Marius Negrea nu este controlat de nimeni și sunt aici ca să vă răspund la orice întrebare. Da. Nu am nicio problemă. Eu, dacă permiteți, da, eu cu urbanismul. Fiecare dintre dumneavoastră cu ce vrea, nu am nicio problemă. Dorel, numai un pic, că întâi voiam să lămuresc. Te-ai retras ca moșierii acolo la moșia ta frumoasă, 3 luni de zile, cumva ne-ai sedus și ne-ai abandonat, deci te așteptăm aici în studio. Eu o moșie extraordinar de mare, nu pot să vă spun cât e de mare, că e prea mare și vă mă rivalizez cu domnul Negrea. Da. Domnule Negrea, înainte de a intra pe tema urbanismului, așa, am eu multe întrebări acolo pe zona aia. Spuneți-mi, de ce v-ați anunțat candidatura și de ce cu 2 ani înainte? Mi-am anunțat candidatura acum pentru că m-am luat după modelul american, unde am văzut că tot din doi la mandatul de 4 ani a președintelui, la 2 ani sunt alegeri. Acum sunt alegerile în America și am văzut că și domnul Joe Biden și domnul Donald Trump urmează să-și anunțe. Dar studiați de mult timp campaniile electorale. Eu pot să zic că mă pricep la politică. Dar știți că a mai fost un imobiliar care nu numai că a studiat campaniile electorale, a făcut una destul de succes și a luat atunci vreo 7.000 de voturi la domnul Ungur. A luat. Să ne aducem aminte că 7.000 de voturi pentru o localitate ca Bistrița nu sunt puține. Pentru că la Bistrița se câștigă... Nu, atunci a fost foarte mult, adică Ungur a scos nesperat de bine. Indiferent atunci sau acum, 7.000 de voturi sunt 7.000 de voturi. Dar pe dumneavoastră ce vă nemulțumește? Că vă spun cel nemulțumit atunci pe domnul Ungur, totul pornise de la războiul cu funcționarii din primărie, de la urbanism, cu primarul se luase la harță cu toată lumea, și acum nici dumneavoastră nu sunteți în cele mai roz relații. Nu s-a schimbat nimic de la candidatura domnului Adi Ungur. Asta a fost în 2012, da, 10 ani. În 2012, în 2022, după 10 ani, suntem în această situație. Nu s-a îmbunătățit absolut deloc. Da, vă văd așa ușor ironic. O să o duceți până la capăt sau e doar o amenințare? Nu știu, lansați așa o chestie în aer să le dați unora un semnal de alarmă. Nu, eu zic că o voi duce până la capăt. Aoleo, deci au zis domnul Negru. Bun, și mai am o întrebare. Da. Din partea unei formațiuni politice sau din independent? Din partea unei formațiuni politice sau independent cu susținere? Opa! Da. Asta cu formațiunea politică a preluat-o de la domnul Oltean, că dânsul s-a exprimat. Nu, de la domnul Oltean nu am avut ce să preiau, pentru că domnul Oltean, din câte știu eu, este membru de partid la Partidul Național Liberal. Da. Din câte știu, este chiar președinte onorific. Nici n-am știut chestiunea asta. Dar v-ați gândit că domnul Oltean este membru PNL, că trebuie să spunem asta. Întrebat la Radio Someș într-o emisiune, am ascultat-o, și dânsul fiind membru PNL, întrebat dacă la o viitoare candidatură a dumneavoastră, pe cine ar alege, pe domnul Turc sau pe dumneavoastră, domnul Oltean a spus că pe Marius Negrea.
Asta e o păcăleală a domnului Oltean. Eu cred că domnul Oltean o să-l aleagă din nou PNL-ul turc. Da? Da. Sunt chiar sigur. Și dumneavoastră? Pentru că, în primul rând, pentru că domnul Oltean este un om fidel partidului. Să ne aducem aminte că domnul Oltean tot ce are astăzi și ceea ce este Ioan Oltean este datorită politicii și este datorită partidului din care a făcut parte, chiar dacă astăzi se numește PNL, să ne aducem aminte că PNL-ul de astăzi este o parte din vechiul PD. Da. PD, PDL, ADL, nu știu, că au avut foarte multe denumiri de-a lungul timpului. O să vă ducem înapoi, pentru că domnul Oltean, am înțeles că are o speță exact ca dumneavoastră, nu a primit un certificat de urbanism de 6 luni. Stați-mă un pic, domnul Oltean este investitor imobiliar? Nu știu, dânsul s-a exprimat că n-a primit un certificat de urbanism de 6 luni. A. Dacă ne luăm după legendele urbane de aici, domnul Oltean este în aceeași echipă cu domnul. Nu, un pic, avem omul care să ne lămurească. Domnul Ioan Oltean este investitor imobiliar? Da, unul dintre cei investitori imobiliari importanți din Bistrița la ora actuală. În echipă cu sunteți conștient ce a spus, nu? Că Ioan Oltean este la ora asta unul dintre investitori imobiliari importanți din Bistrița. Atâta timp cât domnul Ioan Oltean a cerut un certificat de urbanism. Și pentru ce? Am înțeles, pentru construcția unor spații comerciale, eu zic că este un investitor important. Cel puțin eu, dacă aș fi primar, pentru mine orice investitor este important. Numai un pic, Viorel, te rog frumos să mă ies, dar personajul nostru este provocator. Bine, noi mereu când ne întâlnim este un scandal și un circ și un balamuc. Mereu s-a spus că în spatele dumneavoastră este Ioan Oltean. Da, asta, discuțiile cu Ioan Oltean, eu zic că sunt vechi, undeva în urmă cu 7-8 ani de zile. Cred că cine a născocit povestea aceasta că Ioan Oltean este în spatele meu, a fost un băiat care, sau un băiat, o doamnă, o domnișoară, care a vrut să-mi creeze mie o imagine. Că eu aș fi legat de Ioan Oltean, că Marius Negrea nu ar fi cel care de fapt este. Ceea ce nu este adevărat. În spatele lui Marius Negrea nu este nici Ioan Oltean și nu este nici un personaj politic. Și n-a fost niciodată? Și n-a fost niciodată. De unde? O secundă, de unde nu-i foc, nu iese fum. Astăzi, Ioan Oltean, dumneavoastră, spuneți că este investitor imobiliar. Deci este, înseamnă că o atracție singur în zona asta a avut-o mereu. Acum, dumneavoastră, știți foarte bine că toți politicienii au atracții spre zona imobiliară. Dacă am stat să ne uităm și la nivel național, dacă ne uităm în declarațiile de avere, o să vedem politicieni cu case multe, cu sute de hectare de terenuri. Da. Dar sunt imobiliari mult, politicieni care sunt imobiliari mult mai mari decât Ioan Oltean. Nu în județ. Eu vreau să vă întreb altceva, pentru că legendele urbane spun următorul lucru. Marius Negrea a ajuns un așa mare dezvoltator imobiliar pentru că a început afacerea cu banii lui Ioan Oltean. Nu este adevărat. Nu ați primit niciodată bani de la Ioan Oltean? Niciodată. Nici împrumuturi, prin terți? Niciodată. Niciodată. Și dacă vreți, pentru chestiunea asta, uitați, eu v-am adus aici. Ați venit cu dosare, da, domnule, vin cu documente. Apropo de Adi Ungur, vin și cu un contract care vi-l dau să vă uitați. Cred că în vremurile în care în România lumea nu era învățată încă chiar cu așa mulți bani, apropo de Adi Ungur, pot să vă spun să ne uităm, 3 aprilie 2007, i-am vândut domnului Ungur un teren care a costat 640.000 de euro. Vă rog frumos să vedeți. V-a și dat banii? Bineînțeles, banii s-au achitat printr-un credit bancar. Aha. Și de aici ați început dumneavoastră? Nu numai de aici, eu vreau să vă zic că în 2007, când Marius Negrea încă nici măcar nu-l cunoștea pe Ioan Oltean, Marius Negrea l-a cunoscut pe Ioan Oltean mai târziu, nici nu mi-aduc aminte, 2010, 2011. Asta este numai una dintre tranzacțiile făcute în 2007. Din câte mi-aduc aminte, în 2007 am mai avut niște hale pe care le-am construit pe care este drumul. Ce ați cumpărat atunci, că nu-mi dau seama? Păi, ce ați vândut, scuze? Ăsta este terenul de pe strada Sălcilor, unde domnul Ungur a construit blocurile de acolo, de lângă linia ferată.
în partea de jos a orașului, lângă Transmist. Am făcut afacere bună la vremea respectivă. Acum pot să-i spun domnului Ungur, anii sunt trecuți, am cumpărat terenul ăsta undeva în jur cu de 30.000 de euro am dat pe el. Ați făcut o afacere bună. În general fac afaceri bune. Bun, dar... Mai mult, stați puțin, mai mult decât atâta. Uitați, v-am scos din documentele, din contabilitate și vreau să vă spun aici o singură chestiune. Să le luăm așa pe rând. Deci, Marius Negrea, la zi, impozite și taxe la Primăria Bistrița, 2.300.000 de lei. 2.300.000 de lei. De-a lungul timpului. De-a lungul timpului. Impozit pe clădiri și teren, 1.000.000. Taxe și autorizații, 600.000 de lei. Taxe cadastru, 400.000 de lei. Alte impozite, 250.000 de lei. Și trecem la partea dureroasă, care vă spun că ieri am făcut o criză de nervi. Da, ce v-a apucat? Păi asta să vă spun. Credite și linii de credit, de-a lungul timpului, 22.774.000 de lei. Asta vine, dacă stăm să calculăm că primele credite, primul credit care l-am luat, îmi aduc aminte, cred că a fost în anul 2007-2008, am luat un credit de la BRD, la vremea respectivă euro era 3 lei și ceva, dacă ne aducem aminte. Linii de credit care mai sunt astăzi, 3.200.000 în sold. Credite care mai sunt astăzi, 4.100.000 de lei în sold. Spețe bancare, 2.915.000 lei, adică peste 700.000 de euro plătite dobânzi. Știți ce înseamnă dobânzi? Da, dumneavoastră credeți că dacă eu lucram cu banii lui Ian Oltean sau altcuiva, mai eram prost să plătesc banii ăștia dobânzi? Păi mi-i băgam în buzunar, doamna. Dar de unde a apărut folclorul ăsta? Vă rog frumos să-mi explicați. Că ați spus că un personaj din primărie, cine? V-ați folosit de relațiile lui? Nu, niciodată. Nu cred că există cineva în Bistrița sau nu cred că există cineva în județul Bistrița, la orice instituție din acest municipiu, care să poată să vină să spună că pentru Marius Negrea Ioan Oltean a intervenit vreodată. Nu cred că există. Bun, și de unde folclorul? Știți ce se întâmplă? Eu nu mai mi-aduc aminte exact cum l-am cunoscut pe Ioan Oltean. Cred că, să nu cumva să greșesc, cred că mi-a trimis pe cineva odată care să cumpere de la mine un apartament. Din câte mi-aduc aminte. Pe care am impresia că la Ioan Oltean eram simpatic. Mă mai vedeam cu el, nu mai des decât m-am văzut eu și cu alte... Eu v-am văzut în compania lui Ioan Oltean. Bineînțeles, dar n-am nicio problemă. Dar eu, ar fi chiar culmea să spun acum că eu nu-l cunosc pe Ioan Oltean. Asta ar fi minciuna minciunilor și așa se minte în țara asta suficient de mult. N-ar fi putea să încep și acum, mai ales dacă vreau să intru și în politică, să încep cu o minciună gogonată. Da, îl cunosc pe Ioan Oltean, mă văd cu Ioan Oltean, am băut o cafea cu Ioan Oltean. Cred că, nu știu, poate dacă, după emisiunea asta, dacă o să mai vrea dânsul să bea cu mine o cafea. După, dar înainte de emisiune, ați discutat cu Ioan Oltean? Știa că veniți aici? Da, Ioan Oltean știa că vin aici. Nu știu de unde a primit informațiile astea. Acum, indiferent ce am vrea să zicem, chiar dacă Ioan Oltean nu mai este un politician așa de actual cum era pe vremuri, eu cred că totuși Ioan Oltean mai este astăzi la butoane. Are informațiile necesare, are o grămadă de oameni care cred că îl informează. Am discutat cu Ioan Oltean. Da. Ceea ce nu înțeleg, după discuția asta cu domnul Oltean, că a fost la Infobistrița, că a fost la, nu știu, la dumneavoastră, la Bistrițeanu sau la Radio Someș, unde dânsul a anunțat așa, a zis candidatura mea sau că mă susține. Sau că mă susține. Care eu vă spun sincer, eu cred și sunt 100% că este o poveste a lui. Blufează, joacă la cacealma, e altceva. Acum domnul Oltean se pricepe la chestia. Eu cred că este un maestru. N-are rost ca să subestimăm. Să-l amenințe cumva în ghilimele pe domnul Turca să-și ia certificatul de urbanism. Eu cred că domnul Ioan Oltean vrea să le arate celor din PNL pisica. Dar ar trebui să-și găsească altă pisică, nu pe Almotan, nu? Sau Almotan, da.
Dar de ce v-ați certat? Undeva este o tensiune între dumneavoastră și Ian Oltean, cât timp dumneavoastră veniți aici și spuneți că este unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Bistrița. Acum nu investitor, pentru că dânsul are o poziție. El pariază pe dumneavoastră și, într-adevăr, eu recunosc aici tehnica de luptă, să-i zic, a lui Ian Oltean, care mereu își ademenea foarte frumos adversarii și după aceea le zbura capetele. Doamna Andron, haideți să vă spun o treabă. Ian Oltean n-ar fi primul care pariază pe mari Negra, pentru că pot să vă mai spun o singură chestie. Făcând așa o glumă, fostul meu antrenor de atletism, domnul Mihali, zicea de multe ori, România garanție. Adică aveam noi, când eram sportiv, aveam o vorbă, România garanție. Pot să vă spun și acum că Ioan Oltean n-ar fi singurul investitor care, în momentul în care Marius Negrea a cumpărat o proprietate, indiferent că e un imobil sau Marius Negrea a cumpărat un teren, au venit și alții după mine care au cumpărat. Pentru că, fără falsă modestie, pot să zic că, totuși, am fost un deschizător de drumuri în imobiliare, în Bistrița. Să știți că aveți un rating foarte mare. Nu știu dacă ratingul cât e de mare, cât e de mic. Vreau să vă aduc aminte că, totuși, Marius Negrea a construit peste 1000 de imobile. Nu știu dacă știți, peste 1000 de apartamente. Peste 1000 de apartamente, peste 1000 de apartamente și undeva în jur de 5000 de metri de spații comerciale. Pot să vă spun aici că, uitați, noi lucrând cu băncile și finanțându-ne de la bănci, avem de fiecare tot timpul la 6 luni când se depune bilanțul, la un an, tot timpul trebuie ca să le dăm documente. Și atunci v-am adus aici simplu un portofoliu pe care îl pune, pe care îl dăm și celor de la bănci. Este un portofoliu unde e foarte simplu, unde sunt toate imobilele și toate proiectele care Marius Negre l-a avut până acum. Și pot să vă zic că totalul este de 162 de milioane de lei. Asta este valoarea imobilelor pe care Marius Negrea le-a construit și le-a vândut în Bistrița. Adică 33 de milioane de euro pe SC Consult Imobil. Mai avem o firmă mai nouă a noastră, SC Blum Rent Imobil, unde tot așa, firma e mai nouă de câțiva ani de zile, avem o valoare de 19 milioane de lei, adică 3 milioane 877.000 de euro. Adică dacă stăm să le cumulăm cele două sume, de-a lungul timpului, Marius Negrea a construit și a vândut imobile în valoare de 38 de milioane de euro. Bun, și să zice că banii aduc fericirea. De ce nu sunteți fericiți? Ce vă nemulțumește, domnul Negrea? Dar de unde știți dumneavoastră că nu sunt fericit? Văd așa revoltat. Ceva s-a întâmplat În ce sens? Nu știu, ceva s-a întâmplat. V-ați certat cu Ioan Oltean? Nu, Doamne ferește, n-am niciun motiv. S-a auzit în târg și asta. N-am niciun motiv să spun că m-am certat cu Ioan Oltean. Ioan Oltean m-a acuzat de fiecare dată de-a lungul timpului că nu sunt un tip orientat. S-ar putea ca Marius Negrea să nu fie un tip neapărat orientat, pentru că Marius Negrea este unul dintre cei care, chiar dacă a avut de pierdut de-a lungul timpului, a spus lucrurile exact cum sunt. Știi ce îmi place la domnul Negrea? Dânsul vorbește la persoana a treia, singular. Nu spune eu am făcut. Zice Marius Negrea a făcut. Marius Negrea, am observat chestia asta. De ce? Mi se pare că, vorbind așa din perspectiva persoanei a treia, singular, sunteți mai important, așa? Știți ce se întâmplă? Dacă, cred că știți foarte bine, mie în Bistrița toată lumea am știe Negrea. Și poate de aici m-am... Lumea vă spunea că sunteți omul Oltean, asta era. Domnule, acum știți ce se întâmplă, voi fi omul Oltean. Da. De unde până unde? Asta este o minciună gogonată care a fost inventată. De câți ani îl cunoașteți pe Ian Oltean? 10 ani? Cred că undeva de 10 ani. 10 ani nu v-a deranja folclorul ăsta. Recunosc că și eu v-am hrăit de nenumărate ori când ne întâlneam. Nu e adevărat. Dar acum, faptul că a zis că pariază pe dumneavoastră... Nu că nu m-a deranjat. Eu pot să vă zic și sunt 100% că multe din problemele care le-am avut de-a lungul timpului mi se datorează lui Ian Oltean. Au. Au. Da.
aur. Lumea mereu a presupus că aveți numai beneficii din cauza acestei aure de partener al lui Ioan Oltean. De pe urma prieteniei cu Ioan Oltean pot să zic că poate am avut un beneficiu, cine știe, mi-a fi fost vreodată cu el la un ceai, la o cafea, o plăti masă. Altceva nu știu. Păi, domnul Negrea, apropo că acum trec direct în pâine. Treceți, domnule, unde blocul vreți. De pe Crinilor, da. Unde dumneavoastră, toată lumea a spus, ați făcut 2 etaje în plus. Ilegal. Nu e adevărat. Bun. Asta vă spun și mi-e explicați pe urmă. Da. Păi, ci că penthouse-ul de sus e la spitalul Ioan Oltean. Da, asta am auzit-o și aia. Adevărată? Ia spuneți aici, nu, la Bizanțianul Live. Nu este adevărat. Adică și cine stă acolo sus, nu la etaj, nimeni, acolo nu la Cucubau? Nu stă nimeni, nu stă nimeni, suntem în curs de amenajare. Dar ce, stați dumneavoastră? Nu stau, doamna, eu stau pe Andrei Mureșanu, tot într-un penthouse. Aha. Avem și niște întrebări, o să vi le citesc imediat. Un consilier local vă pune o întrebare, domnul Nicolae Pavelean, și o să-i citesc întrebarea imediat. Crezi că mai avem întrebări pe subiectul Ioan Oltean? Că aș vrea să trec un pic mai departe. Spuneați mai devreme că ați fost ieri foarte revoltat. De ce? V-a revoltat ceva în momentul în care citeați sumele pe care dumneavoastră le-ați plătit și împrumuturile pe care le-ați pe care le aveți. V-am spus pentru că o să le iau din nou aici. Am cer scuze dacă mă întind un pic pe toată masa. Știți din ce cauză? Pentru că am fost revoltat, pentru că am văzut aici și de-a lungul timpului am plătit 3 milioane de lei, aproape 650-700 de mii de euro, depinde de cursul valutar, dobânzi la credit. Dobânzi la credit. Cunoscându-l pe Ioan Oltean, credeți că Ioan Oltean ar plăti un euro dobândă la un credit? Dar de ce nu-i plac creditele? Că n-am știu, relații așa de apropiate cu dânsul. Eu vă zic numai. Sau cine ar fi nebun dacă eu aș fi avut banii lui Ioan Oltean? Dar vreau să vă întreb altceva pe dumneavoastră. Și uitați, eu vă spun o chestie și vă fac o propunere. Haideți că mă duc eu mâine la bancă, o să scot o sumă de bani de acolo, 50-60 de mii de euro, 100 de mii de euro, păi scot din bancă, nu o să-mi dea banca peste noapte, că durează la restricțiile care sunt astăzi, vi le scot și vi le dau eu dumneavoastră, să vedeți dumneavoastră dacă cum îi băgați dumneavoastră într-o firmă, cum îi scoateți după aia de acolo. Dar eu vă mai întreb o singură chestie. Eu, unul, dacă aș fi Ioan Oltean și dacă aș avea atâția bani, cum se spune în folclor, cu toate că eu nu cred treaba asta, eu zic că totuși, lăsând așa un pic lucrurile la o parte, eu nu cred că Ioan Oltean a fost chiar atâta de potent financiar, cum se spune. Nu cred. Eu cred că pe Ioan Oltean l-a interesat atâta timp cât a făcut politică mai mult să aibă putere. Vă garantez treaba asta. Așa, acum s-a băgat în imobiliare să facă și bani, inspirat fiind de prietenia cu dumneavoastră. Nu, știți, Ioan Oltean s-a băgat acum pe imobiliare, dar s-a băgat cam târziu. De ce? Mai că loc. Nu se mai dau certificate de urbanism. Nu se mai dau certificate de urbanism. Și ce se întâmplă? Vremurile bune în care în imobiliare s-au câștigat banii mai ușor și mai mulți, să știți că au trecut. Iar la vremurile care urmează să vină și modificările care s-au adus codului fiscal, eu pot să vă spun că începând cu data de 1 ianuarie 2023 pe piața imobiliară, cel puțin rezidențială, va fi o frână totală. Pentru că nu știu dacă dumneavoastră știți, pe tema asta chiar mă gândesc zilele acestea să fac o adresă către parlamentarii bistrițeni pe care să-i avem, care avem în Parlament, pentru că de la data de 1 ianuarie o persoană va putea să cumpere un singur apartament cu TVA 5%. Astăzi, dacă dumneavoastră, Claudia Andron sau domnul Negru, aveți niște bani, aveți 200-300 de mii de euro, nu contează de unde aveți, poate i-ați economisit de-a lungul timpului, poate îi primiți de la Ioan Oltean, vorbiți cu el că poate vide. Puteți veni la Marius Negrea sau la orice alt dezvoltator imobiliar și să cumpărați câte apartamente doriți dumneavoastră până în suma de 450.000 de euro. De la data de 1 ianuarie se va putea un singur apartament cumpăra. Deci s-a ratat oferta la ziariș, 2 apartamente. Da, nu, vezi.
Noi nu avem nici bani, domnul Negrea vinde și scump. Foarte scump. Dar de ce vindeți așa scump? Așa... Pentru că am construit scump. Ați construit scump. Și am plătit dobânzi. Cam cât scoateți la un apartament? Și am plătit dobânzi. Cam cât scoateți așa? Mai e medie, la un apartament. Să știți că din imobiliare nu se câștigă chiar așa de mulți bani cum crede lumea. Iar banii... Lăsați că numai cât impozit ați plătit, am văzut eu acolo, alea le-ați plătit după profit, după vânzări, după din alea. Normal, dar nu se câștigă chiar așa mulți bani. Dar ziceți că va fi frâna trasă. Frâna trasă, total. Și de-aia v-ați reorientat spre politică. Da. Păi bănuiesc că în următorii ani o să fie mai puțin de lucru în imobiliare și atunci m-am gândit, uite, ar fi moment oportun să mă îndrept spre politică. Cumva ați făcut un schimb cu Ioan Oltean. El intră în imobiliare, dumneavoastră mergeți în politică. Da. Nu cred că Ioan Oltean va avea... Cred că ați avut un schimb de experiență intens în ăștia 10 ani de prietenie. Eu nu cred că Ioan Oltean va avea succesul meu în imobiliare, dar eu cred că s-ar putea să am un succes mai mare ca el în politică. Foarte încrezător sunteți așa. Sunt încrezător pentru că dacă, cred, discutând și cu alți oameni care fac politică sau care sunt în jurul politicii, eu cred că dacă am reușit în afaceri, cu puțin ajutor, cu puțin studiu, aș avea șanse să reușesc și în politică. Da, aveți deja abilități de politician ca să ocolit răspunsul la întrebarea care domnului Negru. V-a întrebat de cele două etaje ridicate ilegal. Da. Nu e adevărat. Deci pe Crinilor nu există două etaje ridicate ilegal. Așa. Și ca să vă spun treaba asta, vă aduc aici și... Ați venit cu dosare, ați pregătit pe fiecare subiect. Am venit numai cu dosare. Da, ne puteți pune la dispoziție și nouă după emisiune. Normal, domnule, vă lăs documentele aici și dacă dumneavoastră, cine știe, credeți, vă le luați, le studiați, cine știe, le dați și la alții care sunt mai buni, care sunt mai deștepți, care să pricep mai bine. Până caută domnul Negre acolo răspunsul, vreau să vă zic că am văzut întrebările voastre și am să le pun imediat ce găsim un timp să ne explice domnul Negre și după aceea punem întrebarea domnului Nicolae Pavelean, dânsul vă întreabă. Mai sunt și oameni din zona proprietăților unde dumneavoastră ați construit care întreabă ce aveți, ce mai aveți de gând să faceți pe acolo, dar o să vă spun imediat întrebările. Uitați, deci, o să vă zic aici că am o copie după planul urbanistic, după o parte din planul urbanistic a municipiului Bistrița, UTR-ul unde este situat terenul de pe Lucian Blaga, este semnată de domnul UTR, ce înseamnă Unitate teritorială. Așa. Bun, unde e? Aici avem strada Ispirescu, strada Crinilor, strada Năsăudului. Aici avem o copie după așa zisul pug din arhivă. Ăla adevărat sau ăla fals? Nu știu, doamne, eu nu sunt în măsură să vă spun neapărat. Eu cred că pugul cel bun este cel care este pe site-ul primăriei Bistrița. Și pentru pugul... că din informațiile care le am eu și din ce am văzut și în media, din ce am văzut ce a spus și fostul primar Ovidiu Crețu, din ce am văzut ce a spus și actualul primar Ioan Turc, am înțeles că pugul bun este cel care este pe site-ul primăriei Bistrița, care a fost trimis și la toate instituțiile statului. Bun, și aici aveți după pugul bun? Da, nu... Acum știți cum e, bun, nu știm cum or fi, da? Eu zic, am și după pugul din arhivă și vreau să vă arăt o singură chestie ca să vedeți un pic situația în care Marius Negrea a fost pus în 2015, dar este chiar culmea, pentru că, bun, aici avem un număr de înregistrare. Vreau să vă arăt, să vedeți, dumneavoastră, uitați, aici este strada Crinilor, da. Scrie L4. L4, da. Domnul Negru, v-aș ruga frumos să vizionați aici ce scrie, domnule, la L4. Sub zona de locuințe colective cu regim de construire continuu și discontinuu și înălțime maximă pe plus 10 niveluri existente. Câte etaje are blocul? Pe plus 10. Pe plus 10. Da. Cu cele două de sus? Cu tot. Păi și atunci de unde balamucul? Păi... Balamucul este foarte simplu. Acum, eu nu vreau neapărat să... Că nu aș vrea să acuz sau că nu din cauza asta am venit aici. Am venit aici ca să vă aduc să vedeți o realitate. O realitate care nu s-a mai spus până acum. Dar ați și evitat. Noi v-am întrebat de multe ori la Bistrițeanu și ați evitat să dați declarații. Păi, da, aveți dreptate. Am evitat de-a lungul timpului să dau declarații. Cred că am făcut o greșeală, că am tăcut atâta timp. Dar de ce ați tăcut atunci?
Ați vrut să nu deranjați? Păi, eu pot să vă spun că am tăcut la vremea respectivă și în 2015 și în anii următori, pentru că vroiam și credeam că dacă o să vorbesc, o să-i deranjez pe mai mare din primăria Bistrița, ceea ce până la urmă oricum s-a întâmplat. Deci lucrurile mai devreme sau mai târziu oricum s-a întâmplat. Deci dumneavoastră spuneți că conform acelui UTR, da, dumneavoastră aveați dreptul să construiți pe plus 10. Da, nu aveam voie să construiesc pe plus 10. Nu aveam voie să construiesc pe plus 10. Aveam voie să construiesc pe plus 10 plus 2 etaje retrase. Pentru că Pugul Bistriței spune, articolul 10 din Pugul Bistriței spune că se mai pot adăuga 1-2 etaje. Nu. Așa. Și vreau să vă spun un singur lucru. Pugul Bistriței nu l-a făcut Marius Negre. Marius Negre este unul dintre cei care a plătit Pugul Bistriței. Pentru că Pugul municipiului Bistrița a costat câteva miliarde de lei, multe miliarde din câte mi-aduc eu aminte. S-a lucrat la el undeva vreo 3-4 ani de zile. Eu nu am fost în echipa care a trebuit să-i urmărească pe cei care fac Pugul, să vedem dacă fac bine, să vedem dar dacă fac rău. Dar cum l-ați plătit? Că n-am înțeles. Păi din impozitele și taxele plătite de mine, doamnă. Că n-am înțeles, mă scuzați, dar chiar sunt blondă, Și dumneavoastră l-ați plătit, nu numai eu. Da, și domnul Negru, nu știu, pe vremea aia era la Albești, era la Bisa, la București, unde era și domnul cea. Vreau să vedeți aici, uitați unde e de aici, iară, e foarte simplu. În regulament scrie alb pe negru. Se pot adăuga 1-2 etaje. Egală distanța așa, pot fi adăugate suplimentar unul sau două niveluri în funcție de volumetria caracteristică. Bun, și ce vreți să spuneți cu asta? Că dumneavoastră vreau să spun în primul rând că la momentul respectiv, în 2015, mie mi-a fost interzis. Mi-a fost interzis să construiesc conform regulamentului de urbanism de către cine? În vigoare. Cine? De către funcționari din primăria Bistrița. Au nume, bănuiesc că au nume. Sau folosim personaje, acum, albă ca zăpada și cei acum, șapte pitici. Nu puteți să spuneți că nu fac dușman. Nu, dar ascultați-mă pe mine. Eu tot ce v-am adus aici, și ca să ne înțelegem, cu un singur lucru, Marius Negrean n-a vorbit și nici nu s-o vorbească niciodată dacă în spate nu are documente. Și vreau să vă spun o singură chestie. Documentele care le vedeți aici, cred că nu sunt nici 2% din documentele pe care le dețin. Vreau să vă uitați aici. Citiți dumneavoastră, că dumneavoastră sunteți... Stimate domnule Negrean, nu știu ce. Nu se poate emite certificat de urbanism pentru obiectivul solicitat, deoarece secretarul municipiului Bistrița refuză semnarea certificatului de urbanism, considerând investiția propusă ca nefiind oportună pentru zona unde se dorește edificarea imobilului. Deci, iar aceeași discuție. Deci, doamna Gaftone, ea s-a opus. Aici este semnătura domnului Ovidiu Teodor Crețu, primar, Monica Pop, arhitect, deci și șef serviciu urbanism. Da, era răspunsul că unde scrie, nu se poate, vă aducem la cunoștință că nu se poate emite certificatul de urbanism pentru obiectivul solicitat, deoarece secretarul municipiului Bistrița refuză semnarea certificatului de urbanism, considerând investiția propusă ca nefiind oportună pentru zona în care se dorește edificarea imobilului. Deci ea nu știu câte poveste pe când dumneavoastră n-ați spus niciodată asta. Nu. N-am spus niciodată și documentele care le-am în dosarul ăsta... Sunteți într-un război cu doamna Gaftone? Nu cred neapărat că sunt într-un război cu doamna Gaftone. Doamna Gaftone este într-un război cu bistrițenii. Pentru că doamna Gaftone de-a lungul timpului n-a fost într-un război numai cu Marius Negrea, în rândul dezvoltatorilor pot să spun asta e adevărat, că doamna Flore Gaftone, din păcate, și chiar nu-mi dau seama din ce cauză, nu mă are la suflet. Nu cred că sunt unul dintre dezvoltatorii ei preferați. Dar ce pe alții are la suflet? Păi, atâta timp cât altor dezvoltatori pe care, ca să înțeleagă, nu vreau să acuz absolut pe nimeni, nu este vina lor. Atâta timp cât altor dezvoltatori de-a lungul timpului le-au fost eliberate documentele conform planului urbanistic general, în termenele legale, un certificat de urbanism, legea 50 spune că trebuie eliberat
în 15 zile, iar o autorizație de construcție trebuie eliberată în maxim 30 de zile. Eu pot să vă spun că cred că nu mă are la suflet. De când așteptați un certificat de urbanism? Cam înțeles, eu pot să vă spun că am certificate de urbanism care le aștept din luna aprilie. Pot să vă spun că am o notă de constatare unde este o fază care e de noaptea minții. De exemplu, la Ario, unde eu am hala de lângă Dedeman. Gândiți-vă că eu la momentul când am cumpărat, s-ar putea să fi fost și eu neatent, am cumpărat inclusiv o clădire care nu exista. În contractul de vânzare-cumpărare, după ce m-am sfătuit cu avocatul, mi-a zis, vorbește cu vânzătorul să-ți dea o declarație că clădirea respectivă nu există. Și ăsta e adevărul, nu există. La rândul lui, vânzătorul, și el când care mi-a vândut mie, și el când a cumpărat, clădirea nu există. Pentru că clădirea a fost demolată de pe vremea Ariu. Nu știm când a fost demolată. În 1980, 85, 90. Nu există. Deci am căutat pe Google și am mers în spate cât am putut de mult. Nu există. Din 2005, 2006, nu exista clădirea respectivă. Dați-vă seama că eu aștept după o notă de constatare ca să pot merge mai departe, pentru că acolo, la ora actuală, vreau să fac un plan urbanistic. Gândiți-vă că aștept de peste un an de zile. Dar în cât este timp ar trebui să se elibereze? Ați spus că un certificat de urbanism 15 zile. Eu pot să vă spun că, de exemplu, la primăria și Omăgheruș, unde am întâmpinat aceeași problemă, pentru că am cumpărat acolo o proprietate în urmă cu mai mulți ani în niște hale și aveam în cartea funciară, aveam cântar, cabină, aveam mai multe lucruri care de-a lungul timpului, multe dintre ele natural au fost sau demolat sau vremea, zăpada, le-au pus la pământ. Am mers la primărie, am depus o cerere, a venit un funcționar de la urbanism pe teren și maxim 10-15 zile, nu mi-aduc aminte, am primit o notă de constatare. Pe baza notei de constatare, am mers la cartea funciară și mi s-a radiat din cartea funciară. Ce nu mai era și s-a actualizat exact cu clădirile la zi care există. Dați-vă seama că aici, la primăria Bistrița, am de peste un an de zile depus la primărie, iar mai mult decât atât, pot să vă spun că la vremea respectivă, anul trecut, doamna inspector de zonă, doamna lider de sindicat, doamna Malaicu, care nu știu cât de mult mă iubește Floare Gaftone, dar doamna Sabina Malaicu, pot să vă spun că cred că chiar mă urește. Nu numai că nu mi-l ai... Nu vă supărați, sunt normale relațiile astea. Adică eu cred că între bistrițeni și funcționari nu trebuie nici să ne iubim, nici să ne urâm. Unii sunt acolo să-și facă... Legea. Da, normal, așa ar fi, așa meseria. Ar fi normal. Ori dumneavoastră vorbiți de sentimente, iubiri, ură... Pentru că așa se pune problema, pentru că altcumva explicați în dumneavoastră. Dacă am un document depus de peste 12 luni, și aia vreau să vă spun că îmi pare rău că aici nu am fost suficient de vigilant, am uitat să aduc documentul respectiv. Proprietatea pe care am cumpărat-o cu un credit de la o bancă. Că chiar atunci Ian Oltean nu avea bani disponibili. Am cumpărat-o cu un credit de la o bancă, iar banca respectivă, la momentul la care s-a prezentat la fața locului evaluatorul, vă dați seama că evaluatorul ăla nu-și permite să zică că o clădire există dacă nu există. Normal că în raportul de evaluare care l-a făcut, a scris frumos alb pe negru, clădire inexistentă. Gândiți-vă că doamna Malaicu mi-a trimis o adresă care suna chiar amenințare, în care mi-a explicat așa un pic mai voalat că ar putea să anunțe și instituția bancară. Păi instituția bancară nu avea, doamna Malaicu, ce să o anunțe, pentru că instituția bancară, în momentul în care mi-a acordat creditul, știa că clădirea nu există. Anul ăsta, în luna februarie, după multele intervenții și după multele cereri care le-am făcut, m-am dus din nou la primăria Bistrița, că nu există proceduri. Da, una dintre problemele care
există și cea mai mare problemă din primăria Bistrița, vă spun eu care este. Nu există proceduri. Păi, numai un pic, și la primăria și eu Măgheruș existau? Da, la primăria, da, la primăria și eu Măgheruș pot să vă spun că există proceduri. Iar pot să vă spun că primarul de acolo, domnul Sorin Mititean, chiar își face treaba cum trebuie și echipa care o are acolo. Adică ce vreți să spuneți, că domnul Ioan Turc nu își face treaba cum trebuie? Nu, domnul Ioan Turc își face treaba cum trebuie, numai dânsul... Din păcate, să sperăm că acum, până la urmă, o fi învățat tot ce se întâmplă în primăria Bistrița. Eu pot să zic că dânsul a fost păcălit. Revin la speța mea de la Reu. În luna februarie mă duc cu poliția locală la fața locului, poliția locală și disciplina în construcții, fac poze, îmi fac dânsii un proces verbal în care îmi scriu alb pe negru. Clădirea nu există. Mă duc cu un topograf, care, vă dați seama, un topograf nu poate să facă o documentație și să mintă, să-și pună o ștampilă acolo, să zică că clădirea există dacă nu există. Și documentele zac la primăria Bistrița, avem peste un an de zile, am făcut o adresă inclusiv către prefectura Bistrița, către prefectura municipiului Bistrița, și în care am primit un răspuns care suna că ar fi bine să mă duc în instanță. Și ce o să faceți? Nu știu ce să fac, pentru că mergând iară pe holuri la primăria Bistrița și trimițându-l pe arhitectul care se ocupă de chestiunea asta, care e o chestiune ușoară, vine într-o zi înapoi și îmi zice o chestie de noaptea minții. Zice, bă, am discutat de acolo și cred că cel mai bine ar fi să scoți o autorizație de demolare. Păi zic, bă, voi ați nebunit. Cum să scot o autorizație de demolare la o clădire care nu există? Primăria Bistrița nu poate constata că nu are proceduri, că o clădire nu există. Da, nu există proceduri, iar pot să vă spun pot să vă spun că nu sunt singurul care sunt în situația asta. Iar procedurile nici nu se vor implementa de grabă, pentru că nu există un consens în primăria Bistrița. Ok, de ce nu v-ați dus la Ioan Turc? Am fost la Ioan Turc și mi-a zis să aștept, că o să se rezolve. Un an? Păi, cum, și dumneavoastră să fac rezolve lucrurile peste noapte? Păi de ce e primar? Adică el nu poate să... Trebuie întotdeauna două mandate ca să două duci mandate la... Ca să... Cred că trebuie să mai așteptați. Da, păi... Nu, dar sunteți prieten cu Ioan Turc? A spus că e un... Am o relație normală cu domnul. O relație normală, da. Înțeles. N-am o relație de prietenie cu el, am o relație normală. Înțeles. Păcat. Eu credeam că Ioan Turc e un vizionar și vede. Și eu credeam că, în ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, că dânsul susține antreprenorii, că uite, aduc bani la... E liberal, da. Chiar asta este filozofia liberală. Eu nu cred că domnul Ioan Turc nu susține antreprenorii. Din păcate... Poate susține doar pe unii. Nu, poate doar pe unii. Din păcate, eu cred că dânsul este, pot să zic, faultat de o parte din funcționarii din primăria Bistrița. E o victimă. Din ceea ce spuneți dumneavoastră, scoateți o victimă din domnule, nu scot o victimă, eu vă spun o realitate. Acum nu putem spune nici că Ioan Turc este cel mai bun sau e cel mai bun. Are timp încă să mai învețe. Am înțeles. Dumneavoastră ați trebuie să vă iau așa cu duș și întors. Ați sponsorizat campanii electorale la partid? Niciodată. Cum n-ați dat bani la PDL, la ăsta? Niciodată, domnule. Pe Ian Olteanu. Mi-a prietenul dumneavoastră, exact. Niciodată, domnule, întrebați-o pe doamna Claudia Andron, care spune... Sunteți zgârcit? De fiecare dată aceeași remarcă, că sunt un zgârcit. Pot să vă spun, nu neapărat sunt un zgârcit, sunt un econom, pentru că Marius Negrea a muncit și Marius Negrea a albit în cap, Marius Negrea ia în fiecare dimineață medicamente de tensiune. Și nu mi se pare normal ca eu să sponsorizez campanii electorale. Campanii electorale, după părerea mea, astăzi nici măcar n-ar mai trebui sponsorizate, pentru că, din câte știu eu, partidele iau suficient de mulți bani exact de la guvern. Nu mă pic să vă citesc un comentariu. Citici. Toată lumea știe că Ioan Oltean are apartament în blocul de pe Crinilor, la ultimul etaj, cel cât ce trebuia demolat.
Se mai știe că Oltean a plătit 1 milion de euro să-l scape de pârnaie pe acest băiețaș, pupici. Fu, super. Yeah. Cristina Holbură zice. Eu suspectez că e un profil fals după picioarele de acolo, că deja am Subiectul este de actualitate. Nu, dar știți ce eram în parte? Păi dacă eu în Olteana 1 milion de euro, mai bine mi dădea mie. Vă dați, mă mergeam, stădeam și 8 luni la tratament. Pe 1 milion de euro ce a făcut? Ați plătit judecătorii, v-a dat eu mulți. Nu știu, nu. Da, chiar așa, ați fost acuzat că ați plătit judecători. Ați fost acuzat că ați plătit judecători. Am văzut și eu un comentariu de genul ăsta. Ați plătit judecători, procurori. La banii noastre vă permiteți. Este o afirmație foarte gravă, iar cel care a făcut afirmația respectivă, eu nu am ce să discut cu el, am o casă de avocatură care mă reprezintă și o să suporte consecințele. Pentru că când faci asemenea acuzații, trebuie să vii cu niște dovezi sau să vii cu probe. Nu poți să acuzi și să împroși cu noroi într-un om că a plătit polițiști, procurori, judecători și nu mai știu pe cine. Bun, dar haideți să ne lămuriți. Vreau să profit de faptul că sunteți în această seară în studio și să ne lămuriți cu blocul de pe crinilor, că ați văzut că doamna zicea că trebuia demolat. Da, și n-ați lămurit-o până la capăt. Dumneavoastră ați zis că aveați dreptul, ați arătat un document prin care Floare Gaftone de fapt v-a privat de două etaje pentru că ea s-a opus a ceea ce cereați dumneavoastră. Dumneavoastră atunci cereați în acel certificat de urbanism 12 etaje? Nu, ceream 10. Ceream 10. Deci niciodată nu ați cerut 12. Niciodată n-am cerut 12. Deci niciodată. Pe plus 10. Niciodată. Iar mai mult decât atât, uitați, să vă iau un pic aici, să le luăm un pic la mână, pentru că știți ce, o să vedeți paradoxul și o să vedeți lucrurile care sunt demne de, nu știu cum să vă zic, eu zic că sunt demne de Cartea Recordurilor. Cartea Recordurilor e cel puțin, e prea puțin. Haideți să vedem un pic aici. Și explicați-mi dumneavoastră mie o treabă, uitați, am un certificat de urbanism. În data de 27.07 am depus pentru un certificat de urbanism. Să vedeți, pentru că există și un mit că pe vremea lui Ovidiu Crețu, Marius Negre a avut un tratament special, care este din nou o minciună. Depun în 24.07, iar Marius Negre primește un certificat de urbanism în 4.09, adică după o lună jumate. Vreau să-mi spuneți un singur lucru. Și să citiți dumneavoastră aici ce scrie sus. Uitați, scrie la un moment dat, scrie că indicii sunt depășiți, după care vine domnul Ovidiu Crețu, taie cu pixul și scrie semn la limită. Eu vreau să vă întreb o singură chestie. Dacă dumneavoastră mergeți cu mașina unde se poate circula cu 70 la oră și sunteți cu 69, ați depășit sau sunteți la limită? Nu depășesc. Spuneți-mi, ați depășit sau sunteți la limită? Sunt la limită, normal. Sunt la limită. Da, normal. Suntem la limită. Da. Logic. Bun. Spuneți-mi de unde a apărut plângerea penală, dosarul penal. Exact. Aveți o condamnare la Tribunalul Bistrița, care ulterior a fost anulată de Curtea de Apel Cluj. Recunosc că pentru toată lumea a fost o surpriză acea sentință pe care ați primit-o la Tribunalul Bistrița. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în lumea imobiliară, dar nu ați explicat niciodată public ce... Stați puțin să discutăm. Nu s-a mai întâmplat așa ceva în lumea imobiliară. Pot să vă spun că avocatul meu de la Cluj, în momentul în care m-am dus la el, n-are rost să zic, se poate după sentința care am primit-o în 2020, pot să vă zic că am fost bulversat. L-am sunat, m-a primit, i-am dat parola, s-a uitat la mine. Avocatul meu este domnul Călin Budișan, unul dintre cei mai buni avocați penaliști din România. Pot să vă spun că stătea la masă, s-a uitat la mine și a zis, bă copile, pe cine ai supărat așa rău? Pe cine ați supărat, domnule Negru, așa de rău? Nu știu. Și nu știu cu ce aș fi putut să-i supăr atât de rău. Îi deranjează existența mea. Cred, i-a deranjat și în 2015 și tind să cred că îi deranjează și astăzi. Iar revenind la condamnarea mea, pot să vă spun un singur lucru. Sunt prima persoană de la domnul Dan Voiculescu încoace, adică în urmă cu 10 ani de zile, prima persoană din România care, fără să fie recidivist, fără să mai aibă chiar și o amendă penală, prima persoană din România care am fost condamnată
cu executare pentru o faptă la care pedeapsa maximă era un an de zile. Pot să vă spun că codul penal, că acum am învățat, l-am citit, m-am uitat pe spețe, pe sentințe, codul penal, Curtea Constituțională, în alta curte, spune și recomandă ca pedepsele până în 3 ani de zile, fără violență, să fie cu executare. Și atunci spuneți, cu ce-o greșit, cu ce-a greșit Marius Negre așa de mult să primească o sentință? Apă. O sentință cu executare. Cu ce i-am deranjat? Cu ce? Cu blocul de pe Crin. Știți cu ce am deranjat, doamnă? Pentru că nu am fost în tabăra lor. Ce înseamnă tabără? Că vreau simplu, și eu să mă duc în tabără. Pe simplu, eu pot să vă spun un singur lucru, pentru că mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte așa, știți ce se întâmplă? Dând timpul înapoi, mi-aduc aminte că eram la un moment dat pe o terasă la Taverna Dogarilor și era o doamnă acolo, care nu pot să-i spun numele. Atâta mi-a spus. Zice, domnul Negrea, aveți grijă că dumneavoastră sunteți catalogat ca fiind în tabăra domnului Ovidiu Crețu. Pentru că începuse războiul dintre domnul Ovidiu Crețu și doamna Floarea Gaftone. Eu nu înțeleg, pentru că eu pot să vă spun, eu am fost la nunta fiului doamnei Gaftone, unde mi-aduc aminte că domnul Ovidiu Crețu a venit îmbrăcat, impecabil, în costum ce popular. Ce căutați dumneavoastră la nunta fiului doamnei Gaftone? Am fost invitat la nuntă. Dacă am fost invitat la nuntă, astăzi, dacă m-ar mai invita, nu m-aș duce. La vremea respectivă, am considerat, nu știu, din respect, că să mă duc. N-am fost singurul dezvoltator imobiliar care a fost invitat la nuntă. Și nu cred că, nu, nici singurul om de afaceri. Au mai fost și alții. Am fost invitat la nuntă, pot să vă spun că la vremea respectivă, nu mai mi-aduc aminte, a fost în anul 2011-2012, nu pot să vă zic neapărat, nu mai țin neapărat aminte. Am zis, băi, totuși, onoare, secretarul general al municipiului Bistra, te invită la nuntă, nu pot să refuz. Păi vedeți, domnule Negre, așa se nasc discuțiile. Eu nu înțeleg ce trebuia să caute dezvoltatorul imobiliar la nunta fiului secretarului municipiului Bistrița. Știți care, vă spun o singură chestie. Să știți că pe mine... Cumva vă înțeleg, dar eu ca jurnalist pot să speculez pe chestia asta. Puteți specula cât vreți dumneavoastră. Ascultați-mă chestiune. Eu nu am nicio problemă să mă văd cu oricine, indiferent ce funcție ocupă, pentru că știu că nu am nicio obligație față de nimeni și nici nu am cerut nimănui vă favoare. Și atunci consider și... Poate sunt persoane mai importante ca Floarea Gaftone, care dacă m-ar invita la nuntă, m-aș duce. Pentru că nu am de ce să nu mă duc, nu am nimic de ascuns, să ne înțelegem. Dacă vreți, uitați, eu vă dau cheile, sunt în haină cheile de la birou de la Marius Negrea, chemați dumneavoastră pe cine vreți, dați cheile să meargă și să-și ia de acolo dosare, să-și ia tot ce vor ei, să-și le ducă și să le analizeze. Pentru că legat de blocul de pe Crinilor, nu știu dacă dumneavoastră știți, acolo a fost inclusiv o anchetă de la DNA. Hopa. Da, a fost o anchetă de la DNA, doamnă. Deci a fost DNA-ul? Da, a fost o anchetă. Nu știm, nu vreau neapărat să acuz, cu toate că eu cred că... Când a fost? În ce an? 2015, doamnă. Am aici documentele. În 2015 am fost interceptați. A fost interceptat Marius Negrea, Monica Pop, Ovidiu Crețu, pentru că eu o să vă arăt aici în ordonanța care am primit-o de la DNA și în clasare, discuțiile erau că Marius Negrea ar fi favorizat de Ovidiu Crețu și de Monica Pop, ceea ce nu este adevărat, și în schimbul favorizării ar fi primit foloase necuvenite, ceea ce nu este adevărat. Nu este adevărat. Pot să vă spun, uitați aici, să vedem unde e, că știți ce se întâmplă? Eu v-am zis, eu dacă vorbesc ceva, eu vă spun, vorbesc efectiv numai pe documente, doamnă. Nu vorbesc pe prostii. Uitați aici, ordonanță de clasare, anul 2018. Îmi aduc aminte că mă sună fata de la birou, zice, șeful a venit un plic gros. Și bă, zic, ceva asigurări? Cine știe câte asigurări am făcut de-a lungul timpului, că asta lumea nu știe. Mai cumpăram un teren undeva, venea doamna, știți, domnul Negrea, am un teren de vânzare, dar eu mă ocup cu asigurări, pentru că dacă ne aducem aminte, era o modă în România acum 7, 8, 10 ani, toată lumea făcea asigurări. Bine, doamna. Dacă prețul era
terenul era bun, făceam o asigurare mai mare. Dacă prețul era mare, făceam o asigurare mai mică. Uitați aici, faptul că e... Citiți, domnule, de aici, să vedeți ce scrie. În cuprinsul convorbirilor purtate în cauză, efectuate în cauză, au reieșit indicii că primarul municipiului Bistrița Preț, Ovidiu Teodor, și Pop Monica, arhitectul șef al municipiului Bistrița, susțin interesele dezvoltatorului imobiliar Negrea Marius, căreia îi se permite ridicarea unei construcții cu încălcarea dispozițiilor legale și a puzului, precum și cu privire la remiterea unor foloase necuvenite, motiv pentru care în cauză au fost solicitate și autorizate măsuri de supraveghere tehnică cu privire la, la persoanele menționate. Din convorbirile interceptate a reieșit că într-adevăr Negrea Marius dorea să construiască un imobil cu mai multe nivele în municipiul Bistrița, la nivelul funcționarilor din cadrul primăriei, existând diferențe de opinie. Bun, stați puțin. Diferențe de opinie. Știți din ce? Știți care este problema? Domnul Viorel Negru, funcționarii de acolo nu sunt plătiți, domnule, să aibă diferențe de opinie. Ei sunt plătiți să aplice legea. Să aplice legea, domnule. Legea. Marius Negrea avea dreptul pe crinilor să construiască pe plus 10, plus 1, 2 etaje retrase, dacă vroiau dânsii. Dar pe plus 10 era înălțimea maximă, care, în cazul în alte situații, altor dezvoltatori li s-a permis să atingă înălțimea maximă. Nu contează care sunt dezvoltatorii. Dumneavoastră supărat. Nu, domnule, eu aveam în gură mai mare. O întrebare și este foarte, foarte bună. Doamna Gaftone n-a fost interceptată de DNA în speța crinilor? Nu. Nu numai, doamnă. Dați-mi puțin să vă mai arăt ceva. Vezi? Asta e interesant. Eu vă vreau... Și atunci, doamna Gaftone, uite, fac o supoziție. Poate să fie cea care a depus plângerea. Eu nu pot să zic așa ceva, dar pot să vă zic un singur lucru. Și fără să ne supărăm, pentru că nu-i pe supărare aici, că e pe bani, din păcate. Vreau să vă zic o singură chestie, că la vremea respectivă am avut o discuție cu doamna Pop Monica, care mi-a spus că doamna Floare Gaftone i-a amenințat că în eventualitatea în care o să mi elibereze certificatul de urbanism pe P+10, o să fie dați la DNA. Bun, eu nu pot să zic discuția, ce nu, un pic, iar mai mult decât... Domnul Negru, că vă rog... Hai, te rog, lasă-mă. Deci avem baterie, internet, avem de toate, da. Putem să ținem emisiunea. Domnule, stați puțin, eu vreau să vă mai zic o singură chestie. Fără ca unii din funcționarii din primăria Bistrița să se supere pe mine, aici sunt o parte din transcrisurile, care eu le-am primit de la DNA, pentru că cei de la DNA... au fost foarte șmecheri în momentul în care mi-au trimis transcrisurile, că nu mi le-au transcris, nu mi le-au trimis așa de băieți de pe stradă. Eu vreau să vă întreb o singură chestie. Când eu văd aici exact și citesc ce discutau ei și ce spuneau ei de mine, în care mă făceau în toate felurile, dumneavoastră puteți să-mi spuneți mie că eu pot să mai am un respect față de ei? Pentru că ei sunt cei care... datorită cărora Marius Negrea a ajuns în problemele în care a ajuns. Iar mai mult decât atât, să vă mai spun aici că îmi făceau și socotelile. Hopa! Asta tot din transcriere. Nu, eu vă întreb o chestie, că nu dau... Din interceptările de DNA? Din interceptări, eu vă spun o singură chestie. Eu nu dau, Doamne ferește, nu dau cu sapă. Vă întreb o treabă. Așa, și Negrea, ce e pentru el 3.000 de euro amenda când el câștigă 100.000 de euro dintr-un nivel? Adică dânsii îmi făceau mie socotele. Păi eu vreau să vă întreb o singură chestie. Înseamnă că în alte cazuri în care s-au mai dat nivele așa în plus, acolo s-au împărțit banii ăștia? Că eu n-am împărțit cu nimeni niciodată, asta se știe. E șocant. Nu, dar aici avem documente. Eu vreau să citiți și ce scrie la sfârșit acolo. De asemenea, nu reiese din nicio convorbire că sau alte probe administrate în cauză, că în schimbul emiterii autorizației Cresovizu Todor sau Pomonica au primit foloase necuvenite, astfel că se va dispune clasarea. Și... mi-ați dat de gândit ce a spus avocatul dumneavoastră. Pot să vă mai spun o singură chestie. Că știți ce, suntem la un moment de răscruce și suntem la un moment adevărului și în care lucrurile trebuie spuse exact cum au fost. Pot să vă spun că domnul Tamaș Ștefan, care
El este cel care... Domnul Tamaș Ștefan este fostul șef serviciu din, fostul șef serviciu din, din primăria Bistrița, care la vremea respectivă, înainte să se angajeze domnul Tamaș Ștefan, că și cu domnul Tamaș Ștefan am ajuns la niște mici, mici clinciuri și vă spun și de unde, și el a fost unul dintre cei care s-a împotrivit blocului de pe Crinul și vă spun din ce cauză. Dânsul a făcut puzul. Bineînțeles că pentru puz, da, are de pentru puz, el a fost plătit. Pe plus 7, ok. După care, în momentul în care el s-a angajat la primăria Bistrița, mie mi s-a părut și mi s-ar părea normal. Nu era normal ca el sau soția dânsului să facă în continuare proiectul, pentru că ar fi fost un conflict de interese, nu? Și atunci am luat legătura cu alt arhitect care mi-a proiectat acolo. Pot să vă spun că în anul 2015, domnul Tamaș Ștefan, care nici dânsul nu apare în interceptările de la DNA, nu toți apar în interceptările de la DNA. Apare Pomonica, Marius Negrea, Ovidiu Crețu, domnul Cincea Dumitru. Cam noi. Am și doamna Amalia Cuzdrioreanu astăzi, la vremea respectivă, fostă bistrițeană. Deci noi suntem. Mai mult decât atâta pot să vă spun că inclusiv avocatul meu de la vremea respectivă, domnul Chitu, a fost și el interceptat. Vă spun că domnul Tamaș Ștefan a venit de două ori la Marius Negrea, la birou, fără să fie chemat, că nu aveam niciun motiv să-l chem, și m-a întrebat cu subiect și predicat dacă le-am dat la Ovidiu Crețu și la Monica Pop bani. Tind să cred astăzi, dând timpul înapoi, că domnul Tamaș n-a venit de capul lui la mine la birou. Poate era cablat. S-ar putea. Sau poate dumneavoastră aveți și acum în birou. Pot să vă spun că la vremea respectivă... Dar dacă legea era de partea dumneavoastră, adică PUG-ul, UTR-ul era de partea dumneavoastră, bun, am înțeles, Floare Gaftone se opunea, ce mă enervează formularea aia, cum zice acolo, nu este oportun, oportunitatea... Să mor tu că tu judeci în primăria Bistrița oportunități, mă, tu trebuie să vezi dacă legea e respectată. Dacă e legal sau nu e legal. Dacă e legal, ce oportunități? Eu am impresia că femeia asta... și-a făcut pur și simplu un sistem de legi, mă enervează teribil, pentru că este multă nedreptate și nu mă refer la Marius Negrea. Pe mine aproape nu-i săptămână să nu mă sune cineva, că nu mai știu ce-o mai făcut doamna Gaftone. Lasă-mă să termin, că m-am enervat foarte tare. Deci are niște legi care sunt deasupra legilor țării, ori nu-i permis. Astăzi, 6 oameni sunt luați, printre care Burduhos, așa, pentru încăierare, domnule, și pentru tulburarea liniștii publice. Domnule. Și a dracu-n primăria Bistrița, mi-e tot a treia zi, îmi zice cineva de plângeri și de doamna Gaftone și ce face, și femeia asta e stat în stat. Dar cum se poate așa ceva? Asta ați făcut plângeri primăriei Bistrița? Acum da. Acum ați făcut? Acum am făcut, da. Întreabă cineva acum la ce repercusiuni vă așteptați după interviu. Acum, mai mult decât repercusiunile care le-am avut data trecută, nu mi-este frică. Atât pot să vă spun. Bun. Ați fost și încă sunteți considerat, pentru că în primă instanță ați luat un an cu executare, a infractorul. Îmi cer scuze, așa sunteți. Dar uităm să spunem că până la o decizie definitivă și irevocabilă există o prezumție de nevinovăție. În perspectiva candidaturii dumneavoastră, și în perspectiva și datorită faptului că doamna Diana Morar a anunțat că de acum se va promulga legea că fără penali în funcții publice nu mai pot candida, dumneavoastră aveți ceva pe cazier? Nu știți care e problema? Mă gândeam că s-ar putea să fie și discutând cu echipa cu care... discutând cu echipa. N-am vrut să pic la extemporal, că dacă picam din prima. Pot să vă spun, citiți dumneavoastră. De când este de pe 7-11, încă suntem astăzi? 10? 10. Da, 10. 7-11, e valabil asta. Negrea Viorel Marius, eu te mai stăm și tiz. Solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar. Deci da. Mă gândesc în prima fază că aș putea să-mi găsesc un serviciu de portar, că
că știu că portarii trebuie să aibă cazier. Cazier, da. Sau dacă nu dacă acum, vreți, dacă nu dacă, dacă nu vreți, acum, la jocuri de noroc și acolo vă dăm noi o filieră, dar întâi trebuie să mergeți la o primărie mai mică și după aceea intrați în liga mai mare. Nu, dacă nu știți ce, mă gândesc să mă duc la o firmă de pază, așa că forțos sunt și par. O să vreau să vă citesc întrebarea pe care a pus-o domnul consilier local, mi se pare extrem de importantă. Da, domnul Pavelean, da. O întrebare pentru domnul Negrea, vă rog. Ce părere are despre faptul că unii dezvoltatori imobiliari merg în primăria Bistrița la funcționarii publici de la urbanist și îi amenință și fac fel și fel de presiuni pentru a obține ce vor ei? A făcut vreodată așa ceva? Ați făcut vreodată așa ceva? Niciodată. Marius Negrea nu a primit niciodată ce Marius Negrea nu a primit niciodată ce trebuia să primească. Asta e culmea culmilor ce nimeni nu înțelege și suntem, deci nu știu dacă dumneavoastră, eu sunt, uitați aici, eu vă spun o singură chestie. În momentul în care eu eram judecat la Curtea de Apel, cei de la Curtea de Apel au făcut o adresă către Poliția Bistrița să vadă dacă sunt judecat sau dacă sunt și în alte dosare, în alte dosare penale. Uitați aici, avem o adresă care e primită, care e dată de Poliția Bistrița, e dată de către Poliția Bistrița, unde avem adresa primită de la Rambol. Rambol este fostul Blum, cel care a executat pugul municipiului Bistrița. Nu l-am făcut eu. Da. Bun, uitați-vă aici să vedem ce scrie aici. Vă rog frumos, luați și citiți. Nu există subzone funcționale. Conform răspunsului nostru la adresa din 18-2015 către primăria Bistrița, că și conform PUC Bistrița, terenul situat în UAT Bistrița la intersecția străzilor Lucian Blaga. Stați puțin, Lucian Blaga, vestitul bloc de pe Lucian Blaga. Da. Unde am fost terfelit și unde am fost făcut în toate felurile. Pe tot cu Ion Oltean, că și acolo era scuia. Nu, domnule, nu, acolo nu era Ion Oltean. Acolo... Uite, zice, dar la blocul de la intrarea în Cibela, de ce nu ați respectat construcția conform autorizației? Gabriela Rodica Urs, de acest bloc vorbiți acum? Nu, discutăm de blocul. Bă, la e un bloc mai vechi. Da. Și terenul se află în subzona funcțională, fiind posibilă edificarea în regim de înălțime de maxim P plus 4 niveluri, cu posibilitatea adăugirii a maxim 2 niveluri retrase, având indicatori urbanistici. Adică, exact ce este. Nu știu dacă țineți minte, la vremea respectivă a fost o polemică, pentru că de aici, de la blocul de pe Lucian Blaga, au început și discuțiile cu două puguri. De aici au început, pentru că domnul... Lucian Blaga este cel cum o e către Dumitra, cel cu negru și alb și gri, pentru că pot să vă spun că la vremea respectivă fostul viceprimar și fostul city manager și consilier domnul Peteleu a fost, pot să vă spun, păcălit. A fost păcălit și a fost atras într-o cursă. Deci pot să vă spun că a fost atras într-o cursă. De cine? Domnul Peteleu? Spuneți de cine? Eu cred că de Floare Gaftone, pentru că la vremea respectivă domnul Peteleu era cu Floare Gaftone de fiecare dată, erau cei mai vocali. Pentru că avem aici în spate, la documentele astea, bun, citiți mai încolo ce scrie aici, uitați de exemplu, citiți dumneavoastră. Apolo 4 nivelul cu posibilitatea adăugirii a maxim 2 niveluri retrase. Unde? Unde scrie aici? Nu spune, de înălțime de maxim, probabil, terenul identificat situat pe strada Nicolae Bolcescu este încadrat, terenul identificat pe strada Clinică este încadrat. Vedeți, domnul Negru, haideți să vă spun o singură chestie. Știți ce se întâmplă? Se întâmplă ca după emisiunea asta să nu cumva să fiu numit papagalul orașului, nu șmecherul orașului. De către oameni, pentru că Marius Negrea a fost faultat peste tot. Aia e problema. Deci dați-mi să vă explic. Uitați, aici este vorba de strada Octavian Iosif. Da. Uitați, Octavian Iosif, unde mie mi s-a eliberat certificatul de urbanism. Pentru că aia vă spun, la Marius Negrea s-a lucrat după două puguri. Fără supărare, la Marius Negrea s-a lucrat, fraților, după două puguri. Va chema aici cineva să vă întrebe de lucrurile astea. Uitați, domnule, avem aici documentele. Roșu, M1. Da. Ăsta e pe pugul de pe site. Da. Pe plus 4 niveluri. Ăsta e pugul de la arhivă. Da. Pugul de la arhivă care nu este pugul bun. Uitați ce scrie. IS1. Adică
Dar mie... au ștampilă numai un pic. Bineînțeles, au ștampilă, da, 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 au ștampilă. Normal, adică mie, în loc să mi se elibereze ceea ce aș fi meritat pe plus 4 plus 2 etaje retrase, mie mi s-a dat pe plus 2 plus 2 etaje retrase. Adică încă o dată Marius Negre a fost faultat. Bun, din cauza asta vreau să vă spun, pentru că, scuze, știți ce, la urmă urmei s-ar părea să pară papagalul Bistriței. Iar mai mult decât atâta, uitați ce scrie aici și pe strada Nicolae Bălcescu, unde știți foarte bine, am așteptat foarte mult timp după autorizația de construcție. Aici am avut inclusiv un proces cu cei de la Bistrița Civică și cu domnul Florin Chereji, pentru că la vremea respectivă, când m-am dus, ne-am cerut un certificat de urbanism. Aici vreau să vă spun ce mi s-a spus. A, stă o persoană foarte importantă pe stradă. Nu se poate. Cine? Domnul Florin Chereji. Dar cine stă? Că nu știu. El stă, doamnă, acolo, pe strada Bălcescu. Domnul Chereji are o stă casă. Pe Bălcescu, pe Bălcescu, da. Da, pe Bălcescu, dar are o casă la vreo 100 bine, de metri. Bine, domnul Chereji m-a lămurit cu dânsul. Uite, putea să vorbiți cu Ioan Oltean, să vă împace așa, că se știau. Dacă Ioan Oltean vă era prieten, domnul Chereji... Să știau ei mai... Nu, domnule, domnul Chereji a vorbit cu domnul Ioan Oltean, dar știți pentru ce? Pentru are ce? De plătit-o, are de plătit niște cheltuieli de judecată de vreo 6.000 de lei și nu le-a plătit. Și eu i-am spus la Ioan Oltean, plătește-le tu în locul lui și eu nu mai am nicio problemă cu Chereji. Și nu le-a plătit. Pe strada Bălcescu... Pe mine deja mă strânge turbanul. Păi nu, stați un pic, doamnă, să nu vă strângă. Pe strada Bălcescu, Nicolae Bălcescu, Marius Negre este din nou papagalul. Pentru și papagalul și este cel care, este, care a fost faultat de primăria Bistrița. Pentru că nu știu dacă dumneavoastră știți. Eu acolo am trăit după ce am cumpărat un teren pe care am dat sute de mii de euro. Am cumpărat un teren pe care era edificat un imobil cu 5 apartamente. Așa. În CF cu 5 apartamente. Iar în momentul în care am vrut să mă duc înapoi și am zis, bă, vreau să fac unul cu 6 și cu 7, nu se mai poate. Deci acolo nu voiați să faceți un bloc, voiați să faceți am făcut, un imobil? Am făcut două, eu pot să spun că sunt, am făcut două vile frumoase, care au fiecare câte 7 apartamente, sunt P+2 plus etaj retras, sunt mai mici decât casa din partea stângă a așa ziselor bloculețe, că sunt sau locuințe colective mici, să le numim în titulatura care există și în planul urbanistic. Dar dați-vă seama, eu am fost nevoit la vecinul din stânga să-i dau 20.000 de euro bani cu documente, iar la cei cu, blocul din partea dreaptă am fost nevoit, că nu am avut ce face. Am cumpărat un teren, am dat pe el câteva sute de mii de euro. Spuneți-mi, ce puteam să mai fac? Nu aveam la cine să-l vând, pentru că am încercat la un moment dat să-l vând și toată lumea care a zis, bine, bă, dar ești prost, eu vreau să-mi fac casa aici, să stea aia cu blocul, să mi se uite în curte. Sau îmi fac, dar la terenul la alt preț. Dați-vă seama că eu am fost nevoit, că aici mai vine un paradox și aici vine supărarea mea pe cei din primăria Bistrița, pentru că cei din primăria Bistrița trebuie să înțeleagă, orice investitor și orice dezvoltator nu are banii la discreție și nu-i face așa ușor cum se crede. Dați-vă seama, eu am făcut cu oamenii de acolo, am o convenție prin care trebuie să le schimb tabla de pe acoperiș, încă o cheltuială. Dar să vă spun noaptea minții, am aflat ulterior că între proprietatea mea și blocul de pe Bălcescu, este blocul, singurul bloc de pe Bălcescu, da, cel da, cu P+3 plus un acoperiș cât 2 etaje, proprietar este statul român. Adică vă dați seama? Adică proprietar este statul român. Cei cu blocul au efectiv terenul cât e amprenta. Adică eu mă învecinam cu statul român, și statul român, prin funcționarii de la primăria Bistrița, au zis, du-te bă la al doilea, mă mir cum de nu m-au trimis până la capătul străzii ca să iau acord și să le plătesc. Și atunci eu nu am niciun motiv să fiu supărat? Explicați-mi dumneavoastră, dacă dumneavoastră trebuie să plătiți 30-40 de mii de euro, care v-ați dat seama ulterior, dar mi-am dat seama și atunci, numai nu am avut ce face. Pentru că uitați ce scrie aici.
Nu era nevoie de acordul vecinilor. Acordul vecinilor conform prevederilor legale. Bun, și la ce vă folosesc astea? Dumneavoastră le-ați scos astea, cei care au făcut pugul spun că dumneavoastră aveți dreptate. Domnule, le-ați depus la instanță, la procuratură, că e acum un dosar pe Primăria Bistrița cu urbanismul deschis, astea sunt acolo, o să calculați daune în urma pierderilor da, pe care... Da, am cerut daune. Știți că este o speță similară la Cluj? Nu, este o speță. Haideți să revenim la dosarul de la Bistrița, pentru că de la dosarul de la Bistrița mie mi se trag multe, multe probleme, pentru că la vremea respectivă, în momentul în care mascații au descins la Primăria Bistrița, eu pot să vă spun istoria. Ce cred eu, la vremea respectivă poliția s-a autosesizat tot la discuțiile care au apărut în presă, pentru că avem articole de presă o grămadă. Nu eu noi am scris. Am scris o grămadă. Și dumneavoastră scris. Eu nu am știut, doamnă, că sunt două puguri. Eu nu aveam de unde să știu, pentru că pot să vă spun o singură chestie. Pugul a fost până în 2018-19 la strict secret. Am un două puguri. Și cel de pe, și cel de pe site și celălalt de, din arhivă. Și nimeni nu știa. Nimeni și nu știa. Pe ce lucrați? Funcționarii spuneau ce vroiau ei. Deci funcționează, ascultați-mă pe mine. Putem să căutăm. Sunt documente făcute de arhitecți din Bistrița. Știu că există o listă în care semnate de mai mulți arhitecți care au făcut către Primăria Bistrița să le elibereze copii de acolo din arhivă. Nimeni nu le-a eliberat absolut nimic. Întrebați, sunați pe mai mulți. Și aveți hârtii cum că ați depus cereri și n-ați nu eu, eliberat. Arhitecții au arhitecți. Depus și nu le-au eliberat. Primele păi asta e materia primă cu care lucrează arhitectul, adică trebuie să ai pugul ca să te orientezi în spațiu. Primele relaționări, când și în moment, și primele momente în care noi am știut de, și am văzut efectiv cu ochii noștri, a fost după momentul în care s-a votat pugul în 2018, după care UTR-urile din pugul Bistriței au fost puse pe site-ul primăriei. Până atunci, absolut nimic. Mergeai la primărie, mergeam la primărie, la Claudiu Andron, era inspector, aia cine a venit negrea? Aia dă-l dracului pe ăsta care are suficient de mulți bani, dă-i pe plus 2. Cine vine următorul? A, negru, bă, ăsta e la început de drum, poate ne mai înțelegem cu el, dă-i pe plus 4. Sau poate e băiat mai frumos, sau poate e mai simpatic, sau poate vorbi pentru el Ioan Oltean. Gabriela Radica Ors bănuiesc un profil fals după fotografia de profil. Marius Negrea a respectat vreodată o autorizație de construcție. Insist cu blocul de la intrarea în Cibela. Da, la blocul Haideți de... Haideți să lămurim că sunteți aici, răspundeți la întrebare. Nu am nicio problemă. La blocul de... Doamna Urs are dreptate. La blocul de la intrarea în Cibela, autorizația de construcție, din câte mi-aduc eu aminte, a fost pe plus 3 plus etaj retras. După care, în momentul în care am aflat că acolo în zonă se făcea un plan urbanistic, am luat legătura cu arhitectul care la vremea respectivă făcea plan urbanistic și mi-a spus că o să crească nivelul de înălțime în zonă. Să poate să fi fost un pic mai repede, să mă fi mișcat mai repede un pic decât s-au mișcat cei din Primăria Bistrița cu documentele. Pentru că oricum dacă ar fi după mine intrarea în municipiul Bistrița, uitați-vă dacă mergeți la Cluj, pentru că toți luăm Clujul ca un exemplu. Uitați-vă că la Cluj, de la intrarea în Cluj, încep casele și pe partea dreaptă și pe partea stângă să dispară și se ridică blocuri, 4-5 etaje. Și aia au probleme acolo de nu se... Probleme. Ascultați-mă pe mine. Probleme întreabă legate... cineva, blocurile au parcări, că asta e principala problemă. Păi haideți să o luăm. Blocul de pe Crinilor, parcare subterană. Blocul de pe Lucian Blaga, parcare subterană. Pot să vă spun că la ora actuală în Bistrița există două adăposturi antiatomice autorizate. Unul este al meu la blocul de pe Lucian Blaga și celălalt este al investitorilor de la Miss Group cu blocul din spate de la KFC. Parcare subterană. Haideți să vedem, haideți să o lămurim un pic și asta cu parcările. Haideți să vedem, să mergem pe Steu Iosif, parcare subterană. Haideți să mergem, de exemplu, acum pe Bălcescu, să vedeți pentru 14 apartamente, parcare subterană și adăpost ala. Pe mine m-a costat parcarea subterană, pentru că chiar azi am avut o discuție cu un posibil client care îmi zicea, domnule, e grea, cam scump. Păi, prietene, hai să vezi cât a costat parcarea subterană de pe strada Nicolae Bălcescu. Hai să vedem cât a costat.
M-ați înțeles? Zice cineva că doamna Gaftone nu mai semnează nici case mai nou, e adevărat? Am auzit, da, am auzit. Trebuie să facem și noi o cerere, că am informații că sunt foarte multe plângeri la Poliția Bistrița, la adresa Serviciului Urbanism. Trebuie să din cerem păcate, și noi. Din păcate, investitorii care fac mai multe locuințe au ajuns la capătul puterilor. Nu cred că cineva în 2022 mai are timp să aștepte așa de mult cum cred funcționarii din primăria Bistrița că ar trebui, că este la bunul lor plac. Mai mult decât atâta, sunt inclusiv persoane fizice care au început să dea primăria în judecată. Și eu vreau să vă spun un singur lucru pe care cei din primăria Bistrița trebuie să-l înțeleagă și trebuie să găsească o soluție ca să se iasă din impasul în care suntem astăzi. Eu pot să vă spun o singură chestie. Eu am văzut oameni ieșind din primăria Bistrița plângând. O, dar și eu am fost una care a ieșit din primăria Bistrița plângând de la serviciul urbanist. Doamna Malaicu, i-a pierdut la tata o hârtie. Nu, dar asta să vă spun o singură chestie. Eu știu un caz, anul trecut sau acum 2 ani, o familie care cumpăraseră o casă, am impresia că o cumpăraseră la Roșu, și cei din primăria Bistrița nu vroiau efectiv să-i semneze extinderea de gaze. Gândiți-vă la un singur lucru. Știu eu, oamenii respectivi au fost în situația în care au schimbat la o centrală termică diuzele, au schimbat diuzele la gaz și au cumpărat butelii. Puteți să vă dați seama că acolo se pot întâmpla niște nenorociri. Pentru că o centrală termică care e făcută să meargă la rețeaua de gaz. Nu le-au semnat funcționarii? Nu le-au semnat autorizația. Păi și ce să faci, doamnă, dacă vine iarna? Stai în iarnă, stai în casă să îngheți de frig? Ce faci? Ai de făcut duș? Ce să faci? Îți pui o sobă pe lemn? Pot să vă spun, eu cunosc familii care nu aveau curent și apă, eu cunosc. Și mergeau la mama sau la tata sau la socri sau la verișor să facă baie, doamnă. Eu cunosc. Și cazurile astea se întâmplă, s-au întâmplat și se mai întâmplă și astăzi, din păcate. Da, dar ce e acolo, cuibușor de nebunii, ce e acolo în primăria Bistrița? Adică nu e foarte simplu, noi așa am învățat, mă, e legal? Da. E negra asta? E legal, da. Pa, bun. De ce se întâmplă asta? De ce trebuie să amânăm? De ce trebuie întârziat? Adică are vreo vină și primarul turc în chestia asta? Am înțeles că și el a fost chemat la poliție să dea explicații. Da, da. A fost și el chemat. Cred că știu și speța, adică am niște informații. Primarul turc nu am putea să zicem că neapărat dânsul are cea mai mare vină că dânsul nu semnează. Primarul turc ar trebui să ia taurul de coarne, iar pe cele două doamne din primăria Bistrița, și pe doamna Pop și pe doamna Gaftone, din cauza cărora la ora actuală și din cauza divergențelor care le au dânsele, suntem în situația în care suntem. Dar pot să vă spun un singur lucru. S-a speculat de-a lungul timpului, aici iară s-a lucrat la o chestiune dintr-asta așa mișto de PR, tot de pe niște conturi dintr-astea false, care nu am nicio problemă, în care s-au adus doamnei Pop niște acuze că doamna Pop de fapt ar fi omul Marius Negrea. Așa cum vă scrie cineva că vorbiți prea puțin de doamna Pop. Da, ceea ce nu este adevărat. Doamna Pop nu a fost niciodată omul lui Marius Negrea. Iar eu pot să vă zic, chiar dacă doamna Pop, cu toată simpatia pe care o port, doamna Pop a greșit cu blocul de pe Crinilor. Pentru că doamna Pop, la vremea respectivă, trebuia să-și asume, să semneze o autorizație legală, exact cum a semnat-o și în alte părți, chiar cu riscul să fie dată la DNA. Pentru că atâta timp, și aș vrea să o întreb acum tot prin, da, tot dacă suntem aici, cum s-ar fi simțit dacă Marius Negre ar fi mers un an de zile la închisoare pentru o chestie care îi se datorează și ei. Pentru că la urmă urmei era arhitectul orașului și trebuia să pună piciorul în prag. Dacă eu o acuz pe doamna Monica Pop de ceva, eu nu o acuz pe doamna Monica Pop că nu are studiile necesare, pentru că eu pot să vă spun un singur lucru. Și chiar dacă unii o să zică Negrea iară face un joc, pot să vă spun că doamna Pop este unul dintre cei mai pregătiți
oameni din România din punct de vedere din punct de vedere al legislației. Doamne, lăsați-mă să vă spun. Din punct de vedere al legislației. Este un om pregătit. Restul, că nu e arhitect, că bine, asta nici nu-i folosește pregătirea asta, că tu ai pe gaftone șefa la legalitate și cu legile personale în primăria Bistrița. Eu pot să vă spun o singură chestie. În primăria Bistrița este o mâncărime care dacă nu o să se termine, nu se va termina bine pentru nimeni. O să închid toți. Deci eu sunt convinsă. Știți ce? În zilele trecute povesteam cu ceva, zis, bă, știi ce aș face eu cu ăștia din primăria Bistrița? I-aș lua camoi și aș umbla cu Evo 40 de ani prin deșert și la revedere. Nu știu altceva ce ai putea să faci, pentru că eu vă spun o singură chestie. Războiul dintre Monica Pop și Floare Gaftone nu se va termina niciodată. Nu există, eu nu pot dar să de ce, domnule, trebuie să fie război? Că nu-i treaba lor să aibă războaie. Aceste două prințese Xene. Eu nu pot să înțeleg ce există acolo, pentru că s-ar putea să fie, doamna Andrun, s-ar putea să fie niște dedesubturi pe care noi nu le știm sau pe care noi nu o să le aflăm niciodată. Nu o să le aflăm niciodată. Dar eu pot să vă spun un singur lucru. Chiar dacă Monica Pop... înainte de descinderea mascaților, să poate și dânsa a greșit. Că știți cum e, să greșești la urmă ormei omenește. Eu pot să vă spun un singur lucru. Din 2021, nu cred că doamna Pop a mai greșit un document. Totul conform legii, ad litera. La ora actuală, avem în primăria Bistrița peste din 2008? 60... Nu, din 2021. Din 2021, mă scuzați. Da. Eu pot să vă spun un singur lucru, pentru că la ora actuală, din informațiile mele, în primăria Bistrița există peste 60-70 de documentații care sunt blocate în mare parte la direcția juridică. Da. Nu știu de ce. Mi se pare, știți de ce, dacă sunt întrebări, vreau să le citesc, deși aici suspectez clar și o să-i rog pe colegii mei care sunt pe recepție să verifice profilul Cristina Holbură. Cred că este un profil fals și dacă este, pentru că așa se face manipularea și nu vreau să cădem în capcana unei manipulări, dar uite, ca să fiu eu corectă la capăt, înainte să blochez acest profil, ați dat șpagă la funcționare din primărie, începând cu prietena dumneavoastră, Monica Pop. Niciodată. Atâta pot să vă spun că din primăria Bistrița nimeni nu mi-a cerut niciodată nimic până anul acesta, când o funcționară mi-a cerut un anumit favor, dar nu cred că e momentul încă să-l discutăm, pentru că există și o cercetare pe rol. Dar nu este nici Monica Pop, nu este nici Floare Gaftone. Este altcineva. Pentru ce? Ce? A cerut un favor. Nu mie personal, prin intermediul pentru eliberarea unor documente. Nu știu ce să vă zic. Mi-a cerut un favor. Acum nu știu dacă pentru să mă elibereze, să nu mă elibereze. Asta nu știu ce să vă zic. Interes. Da. Apropo... nici Monica Pop și nici Floare Gaftone nu mi-au cerut niciodată nimic. Apropo, și nici vă spun o chestie, nici nu am cunoștință și nici nu știu ca să fi cerut la cineva. Bun, am înțeles că faceți parte din, așa în opinia unora, faceți parte din gașca aceea a Monicăi Pop. Așa da. Se întrebede. Păi eu... Așa se vede. Monica Pop. Dar totuși aș vrea, asta înseamnă că doamna Gaftone vă percepe ca un dușman. Da, din păcate da. Din păcate. Dar cum sunt împărțiți acolo în primărie? Da, adică e gașca lui Gaftone și gașca lui Gaftone. E gașca lui Gaftone. Eu asta am înțeles. Și ce se întâmplă? Se faultează între ei? Se faultează între ei și din păcate... Cu tot cu imobiliar din spate? Și din păcate, victimele principale suntem noi, dezvoltatorii imobiliari, care pot să vă spun că astăzi toți dezvoltatorii imobiliari din Bistrița sunt faultați. S-ar putea ca totuși, înainte au fost unii care n-au fost faultați și acum cred că s-au gândit, hai să faultăm pe toți că așa e mai bine, ca să dea bine la imagine. Asta e adevărul. Mai era o chestie care vreau să lămuresc. Spune-o, dacă te duci la Monica Pop,
dacă te duci la Monica Pop cu o problemă, imediat află Floare Gaftone și te faultează. Deci mie mi se pare de noaptea minții. Adică mi se pare abuz în serviciu în formă continuată și organele statului dorm de atâți ani. Noi ca presă am scris, ce dracu, cu plângeri sunt peste tot. Ce să facem? Că uite, sau încă era tăia la club și i-a luat pe sus pe 6 din 3 sau 4 din 3 cât o fi. Bă, ceva nu-i bine în țara asta, nu funcționează. Adică nu mi se pare normal să fii stat în stat și instituțiile statului să doarmă, da? Și să se perpetueze asta. Și acum s-a trecut la alt nivel, că de la dezvoltatori imobiliari, înțeleg că amărâți ăștia cu o casă, da, cu asta, da. Care, că și acolo, întreabă cineva, Pop Claudia, doamna Malaicu, în care gașcă este? Uite, chiar nu știu asta. Gaftone, doamna, să joacă la dublu. Eu cred că doamna Malaicu, la ora actuală, este mai apropiată de doamna Gaftone decât de doamna Pop. Acum știți ce, vă spun și eu, nici eu nu am toate informațiile, cine știe, poate să mai schimbă găștile, da. Așa, peste noapte, dar scuzați-mă, da. Zi. Un lucru aș vrea să vă mai spun și ca să vedeți aici un paradox, adică, de exemplu, doamna Claudia Andron, dacă vine Marius Negrea și cere într-o zonă care e reglementată să poți să construiești P+4, îți semnează certificatul de urbanism pe P+4? Și dacă același Marius Negrea se duce în altă parte unde e domnul Viorel Negru, pentru aceeași reglementare P+4, nu se poate. Trebuie să faci puz. Explicați-ne noastră. Este o dublă măsură, adică pugul este numai unul. Nu există un pug, nu există un pug în partea de sus a orașului. Nu există un pug în partea de sus a orașului și nu există un pug în partea de jos a orașului. Există un singur pug. Pentru că v-am mai spus odată și nu știu, nu vreau să mă repet, am mai spus treaba asta și la un post de radio. Cele mai mari probleme și cele mai mari discuții între dezvoltatorii imobiliari și supărările, pentru că știți ce, la urmă urmei fiecare dintre noi muncim, fiecare dintre noi avem familii, fiecare dintre noi avem necesități, fiecare dintre noi cumpărăm un teren, fiecare vrem să dezvoltăm ceva pe el. Cei care fac legea la ora actuală în Bistrița, o implementează după bunul lor plac. După bunul lor plac și de fiecare dată și de fiecare dată unor dezvoltatori. Haideți să vă spun, de exemplu, o chestie. Haideți să vă spun o singură chestie ce am pățit. Mă sună de vreo 2-3 luni de zile o doamnă. Bună ziua, domnul Negrea, suntem vecini cu un teren. Știți că eu am venit acasă din America, cum murit socrul meu, că socrul meu s-a ocupat de teren, că nu știu ce. Nu v-ar interesa să-l cumpărați? Ba da. Eu mai avusesem discuții înainte și cu socrul dânsei. Este un teren care-i înregistrat într-o zonă V, adică o zonă verde. Și știu că săracul om a umblat câțiva ani de zile ca să-l schimbe și toată lumea l-a păcălit, că nu acum. Și fiecare zicea că nu-s eu de vină, că el alalt, că nu el alalt, îl purtau pe om de la unul alt. Mă întâlnesc cu doamna, zice, domnul Negrea, știți că terenul e în zona V, doamnă, știu, zice, da, păi zice, lăsați-mă să mă mai duc și eu pe la primărie, să mă interesez un pic, să vedem exact despre ce e vorba. Pot să vă spun că m-am întâlnit după câteva zile cu doamna, m-a chemat la ea acasă și m-a făcut cu ou și oțet. Sunteți un nesimțit, sunteți un om de nimic. Zic, doamnă, din ce cauză? Pentru că am fost la primărie și inspectorul de zonă, atâta pot să vă spun că terenul e situat în partea de jos a orașului și știm cine face legea în partea de jos a orașului. În partea de jos a orașului legea e făcută de doamna Malaicu Sabina. I-a spus, din cauza lui Negrea n-a putut să o crută și nu o să poți nici nu să schimbi terenul din V în zonă de construcții. Doamna Sabina, ea este vinovată că a băgat un teren privat în zonă de V. Știți ce înseamnă să bagi un teren privat în zonă de V? Terenul ăla nu mai valorează nimic. După care, vă spun eu, mor, doamnă, cu dreptatea în mână. Umbli pe la instanțe, umbli peste tot, nu ți-l mai schimbă nimeni niciodată. Eventual un viitor pur. Deci un funcționar poate să schimbe destinul unor oameni. Un funcționar poate să schimbe destinul unui om fără probleme. Fără probleme. Vreau să vă pun de mult o întrebare. Apropo de la Cluj, unde s-a judecat recursul, de ce ați fost achitat
Ce s-a prescris? Că și aici e o problemă. Mă, le-a ținut negre așa langa să se prescrie faptele. Au existat. De ce s-a prescris? Explicați. Acum, dacă părerea mea, eu cred că judecătorii de la Cluj, în momentul în care au văzut sentința de la Bistrița, cred că au rămas uimiți. E o diferență totuși de la cer la pământ. Pentru că orice om normal, își dă seama că eu nu vreau, nu, Doamne ferește, nu vreau să acuz. Pot să spun un singur lucru. Marius Negrea a greșit cu blocul de pe Crinilor. Marius Negrea recunoaște că a greșit, a făcut și a făcut dreptate. Mi-am făcut dreptate singur, că am zis, bă, eu construiesc, când ajung la P+10, mă opresc, că atât îmi dă voie legea. Nu m-am dus până la P+12, m-am oprit la P+10. Ca să mă înțelegeți, pentru că eu am știut că atât am de voie legea. Dacă depășesc P+10, știam că pot să intru deja într-o problemă. Dar revenim la problema de la Cluj, vreau să vă mai spun o singură chestiune și am și aici un document. În 2015, ca să vedeți dubla măsură, în 2015, într-un caz similar, petrecut în Bistrița, un constructor se apucă de construit un bloc fără autorizație, să rețineți, fără autorizație de construcție, primăria Bistrița vine, îi dă sistare, primăria Bistrița revine peste o lună, îl găsește lucrând, după care îl dă la poliție, exact ca și în cazul meu. Există o ordonanță de neîncepere a urmăririi penale pentru că fapta nu există. Fapta nu există? Da. Și la dumneavoastră și la mine a existat aceeași speță? Și mai mult decât atât pot să vă spun că dosarul penal și în cazul meu și în cazul celălalt constructor a fost instrumentat de aceeași persoană, adică același comisar. Iar în momentul în care mi-am permis să mă duc la el și să-l întreb și să-i spun, domnule, în cazul celălalt, vă spun exact ce mi s-a spus. Mi s-a spus că Marius Negrea este o persoană cu o notorietate mare și că sunt asimilat persoanelor publice. Iar dacă sunt asimilat persoanelor publice, legea pentru Marius Negrea trebuie să fie mai aspră. Nu pot să cred. Credeți, nu credeți cum vreți. Incredibil. Credeți cum vreți dumneavoastră. Eu v-am spus o singură chestie. Deci eu vă spun o singură treabă și vă aduc aici documente. Nu vorbim pe povești. Eu nu vreau să vorbesc la pe o construcție situată. Prin ordonanța organului de cercetare penală din data de 8-5 s-a dispus începerea urmării penale pentru infracțiunea de continuare a executării lucrărilor. Din cercetare a rezultat că în luna martie 2015 a început să execute lucrări de costiere unei case situate pe stradă, așa, fără a obține în prealabil autorizația de construit. S-a constatat că nu deține autorizație, s-a dispus sistarea lucrările și intrarea în legalitate. Bun. Da. Adică după lună de zile vine poliția și găsește că lucrează. Și bun. Și uitați-vă aici, ce se dispune? Dispune clasarea cauzei privind infracțiunea prevăzută de articolul clasarea. Bun. Fapta nu există. Prin referatul în data 18.3, organul de cercetare al poliției județene a propus renunțarea la urmărirea penală. Această propunere va fi respinsă, întrucât fapta nu este prevăzută de legea penală, urmând a se dispune o soluție de clasare. Document. Asta v-a revoltat atâta. Eu cred că asta va revolta și trebuie să candidați. Nu sunteți un tip comod. În momentul în care presa, de exemplu, scria de dumneavoastră și blocul de pe Crinilor, după mine ați strigat pe stradă, băi, scrieți mă prostii la ziar și nu știu ce. Pentru că scriați mă prostii, că nu erau niște lucruri. Da, dar niciodată până acum n-ați vrut să vorbiți. Când eu căutam oameni care să ne spună ce se întâmplă în urbanism, asta se întâmpla cu 4-5 ani. Toți ați evitat, deși eu știam, pentru că atunci vă conveneau găștile. Nu știu dacă erați găști, nu erați găști acolo. Eu n-am fost niciodată nicio gașcă și eu pot să vă spun un singur lucru ce cred eu. Așa. Eu cred că din momentul în care Ovidiu Crețu a venit la primăria Bistrița și a început să vadă exact cum funcționează lucrurile,
Eu cred că a trebuit așa cam un an de zile, un an și ceva, să se prindă exact ce este în primăria Bistrița. Au cam început să se spargă găștile. Între timp, Monica Pop fusese numită și arhitectă șefă, era în subordinea directă a primarului Ovidiu Crețu. Nu mai era nimeni, între Ovidiu Crețu și Monica nu mai era nimeni. Și am impresia că Ovidiu Crețu la vremea respectivă i-a impus doamnei Pop o anumită conduită. Uitați ce scrie Marius Conon, e o concluzie, așa aș zice eu, foarte frumoasă. Crețu a câștigat primăria Bistrița cu promisiunea că o schimbă pe gaftone. Nu doar că a ținut-o pe post în cei 12 ani de întuneric, dar a și lăsat o moștenire următorilor. Moldova, Florin, ce scuze ridicole aveți, doamnă reporter. Domnule, am scris de domnul Negrea că a construit ilegal de toată chestia aia, de arestare, inclusiv de sentință. Am scris, dar dumneavoastră atunci nu voiați să ne declarați da, nimic. Dar strigați după mine pe stradă că noi ziariștii scrie numai prostii. Da, consider și asta, sunt același lucru. Da? Da. Că la vrem, păi nu că la eu pe vrem, domnul Negrea știu de când aveam agenție de publicitate, băi, un client foarte bun platnic, dar și atunci numai cu scandal. Deci dacă nu îi făceai ce trebuia la producție publicitară exact cum voia, ștanța pe agenda să pice exact în forma aia, numai scârbă și balamuc schimba, era. Să luăm așa, cum v-a schimbat domnul Negrea ce e în primăria Bistrița? Da, nu că și întreabă cineva. Nimeni. Uite, uite, nu zice, dacă ar ajunge primar, ar da afară pe Pop Monica și gaftone Floarea? Nu cred, nu neapărat, eu consider că... Na, și ce faceți instrucție? Na, ia ziceți-mi, da. Ascultați-mă pe mine. Hai că vreau, vă ascult cu interes. Ce vă spun eu, nu cred că Pop Monica și Floare Gaftone trebuie date afară. Eu cred că Pop Monica și Floare Gaftone trebuie puse fiecare la locul ei. Și fiecare să respecte fișa postului. Serios? Da, spuneți asta după ce funcționarii ăștia ani de zile și-au bătut joc de bistrițeni. Repet, nu mă refer la dumneavoastră imobiliarii, dar sunt bistrițeni simpli. Sunt, da. Sunt, care, deci imobiliarii, acolo poți să înțelegi că sunt interese sau părții să luptă găștile, deși și acolo ar trebui să primeze legea. Dom'le, îți dă voia legea? Pac aici. Normal. Nu ne convine ce zice Pugul, nu ne convine. Ia hai să-l schimbăm, tati, să ne... Păi nu-i permis, noi suntem pe a doua prelungire de Pug și comentăm că nu-i bine. Dar nu suntem singurii care suntem pe a doua prelungire de Pug, doamna Andron. La București se așteaptă un Pug nou de 30 de ani. Dar eu vreau să vă spun un singur lucru. Haideți să luăm două instituții din județul ăsta. Haideți să luăm Primăria Bistrița și haideți să luăm Consiliul Județean. Doamne, de ce la Consiliul Județean funcționează lucrurile? Credeți că la Consiliul Județean, în momentul în care domnul Moldovan a venit acolo ca și președinte, erau toate roz? O, da, cât balamuc am avut cu dânsul. Eu vă spun eu că nu erau toate. Acum eu nu vreau să-i ridic domnului Moldovan mingea la fileu. Dar pot să vă spun că în Consiliul Județean nu mișcă nimeni, doamnă. Absolut nimeni. Și fiecare știe unde e locul. Pentru că știți care e problema în Primăria Bistrița? Nu există proceduri. Fiecare. Floare Gaftone zice ce vrea, celălalt zice ce vrea, iar deci când nu este... Nu pot să înțeleg că într-o primărie nu există proceduri. Iar când este dar nu e suficientă legea. Ce proceduri să le desenez? Iar când cineva trebuie să răspundă, când cineva trebuie să răspundă, vina comună la toată lumea. Vreți să vă spun eu de ce ei în ultimul timp sunt supărați pe mine? Păi vă spun eu de ce. Pentru că Marius Negrea a fost un prost. În 2015 mergea, stătea pe holuri, în 2015, în 2016, în 2017, în 2018, în 2020. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Eu nu vreau să mai ajung în situația în care am fost la Cluj, când, efectiv, nu e o situație ingrată să fii într-o sală de judecată. Nu și cu ciocănelul, nu știi cum bate. Și nu știi cum bate. Eu pot să vă spun că la primul... Eu m-am întâlnit atunci cu dumneavoastră, erați foarte marcat. Și acum a fost un moment în care v-ați emoționat foarte tare pe subiectul ăsta. Eu pot să vă spun un singur lucru. Eu pot să vă spun un singur lucru. La primul termen am crezut că pică tavanul, doamnă, pe mine. Deci la primul termen am crezut că pică tavanul pe mine. De la Curtea de Apel? De la Curtea de Apel. Am crezut că pică tavanul pe mine. Pot să vă spun că nu m-am putut urca la volan, m-am plimbat vreo jumătate de oră. Ați făcut... Să vă spun o chestie. Și mai mult decât atât, mă ia domnul judecător, care
avea perfectă dreptate și știți ce mi-a spus? Mi-a spus, domnul Negrea, eu am început să-i povestesc, știți cum zic, v-am zis, eu vă mai spun o chestie, să știți că v-am mai zis, eu sunt principalul vinovat pentru crinilor, trebuia exact ce mi-a spus și doamna judecător de la Bistrița, domnul Negrea, vedeți în ce situație ați ajuns, pentru că nu ați așteptat să vi se elibereze documentele. Dar pot să vă zic cu singur lucru. N-am așteptat, doamnă, să elibereze documentele, pentru că Ioan Oltea nu avea bani atunci. Și așteptam o linie de credit de la Raiffeisen, care cei de la Raiffeisen Bank îmi spuneau nu ți eliberăm linia de credit dacă nu ne aduce autorizația de construcție. Și atunci am acceptat compromisul ca să iau și am luat o autorizație de construcție pentru subsol, parter, mezanin și 7 etaje, cu promisiunea că în timpul construcției sau între timp ei se vor edifica, pentru că vedeți, inclusiv în interceptările de la DNA spun, procurorul spune că erau divergențe de opinie. Din cauza divergențelor de opinie care a existat între ei, eu era să ajung la închisoare. Și revin înapoi. Eu nu vreau să mai ajung în situația în care judecătorul, după ce am început eu să vorbesc, că eu am crezut că e ca la fotbal cu instanța. Să vă spun de ce am zis, bă, nu e o problemă, am pierdut acasă, câștig în deplasare. Nu e chiar așa. Ascultați-mă pe mine, nu e chiar așa. Îi am văzut pe mine pe vremuri, tatăl meu mă trimitea tot timpul, de băgam bilete la Pronosport. Preveam 1x2, Atalanta, Bergamo, X. Juventus, Lecce, 2. Să știți că în instanță nu e așa. Știu, și unii am mai fost. Eu vă spun exact ce am pățit. În care am început să vorbesc și mi-a zis judecătorul, domnule Grea, stop. Și mi-a pus niște întrebări foarte simple. Domnule, conform documentelor care le aveți aici, vedem că totuși faceți dezvoltări imobiliare de câțiva ani. Zic, da. Domnule, dumneavoastră, n-ați avut bani să vă plătiți un avocat. Vă dați seama că mi era să, ce să vă, nu știam, să intru în pământ de rușine, era vorba să-mi plătesc un avocat în relația cu primăria, cu primăria Bistrița. Și eu zic, dumneavoastră, nu știți. Este acuzația pe care vă aduc și eu. Bun, atâția ani ați tolerat și n-ați făcut plângeri pentru abuz în serviciu, toți. Sunt principalul vinovat, sunt în speța mea, sunt principalul vinovat. Știți ce mi-a spus judecător? A zis, domnul Negrea, dumneavoastră trebuie să înțelegeți. Există instituția plângerii prealabile, care e normală. Există după, dacă nu ți se eliberează, dacă după o plângere prealabilă nu ți se eliberează, domnule, poți să faci o plângere penală. Dacă faci o plângere penală, te duci la instanță. Da, dar eu revin cu o singură chestie, doamna Andron. Uitați-vă la o treabă. Angajații primăriei au dat primăria Bistrița în judecată pentru vouchere. Ia mergeți dumneavoastră mâine și dați primăria Bistrița în judecată pentru un drept care a dumneavoastră, să vedeți că din ziua următoare sunteți un nimeni pentru ei. Sunteți un nenorocit. Pentru că ăla a fost momentul. Eu am stat tot timpul. N-am nicio problemă să fac 10 plângeri penale. Astăzi nu mai am nici eu. Știți din ce cauză? Pentru că eu nu vreau să mai ajung încă o dată în situația în care am fost. Și mai mult decât atât, sunt aproape 2 ore de emisiune. Vă spun un singur lucru. Nu știu dacă o să ierv vreodată pe cei din primăria Bistrița. Vă spun sincer și vă spun, există un singur lucru. Copilul meu a venit acasă de la școală și mi-a zis... Tata, colegii nu mai vor să se joace cu mine pentru că tu ești un pușcăriaș. Pentru ce eram, doamnă, un pușcăriaș? Pentru că am muncit? Pentru că am plătit impozite? Pentru că am plătit taxe ca unii de acolo ca să stea liniștiți? Noi am stat ca proștii, doamnă, iarna, în frig, ne-au crepat mâinile, vara în soare, ca să construim. Am construit, doamnă, locuințe, n-am făcut altceva. Bun, am câștigat și noi bani, dar ne-am plătit taxele și impozitele la zi. Pentru aia Marius Negre era un pușcăriaș. Pentru că asta era, domnul Marius Negre în 2020 a fost un pușcăriaș. Pentru ce? Că am muncit. Nu am făcut altceva. N-am furat, n-am dat un cap la nimeni. Nu am făcut altceva. Ba da, vă spune ce ați făcut. Ce ați amânat? Am tolerat. De frică că mama vor încurca la celălalt preț. Eu am altă gândire. Eu mor cu ei de gât.
mor cu ei, da, de astăzi, eu vă spun că astăzi eu vă spun și știți că v-am spus-o în față de nenumărate ori, v-am spus asta, ați făcut plângere penală, ați făcut asta, ați făcut asta, ați făcut asta și pe toți imobiliare și pe toți oamenii simpli cu care m-am întâlnit. Prima discuție este, ați făcut plângere la poliție. Eu vă spun astăzi, astăzi și eu mor cu ei de gât, dar mai mult decât atâta vreau să vă spun o singură chestie. Eu nu o să mai tolerez, eu nu o să mai tolerez ca să fiu terfelit, eu nu o să mai tolerez ca documentele, dacă sunt, dacă documentele sunt complete, să nu mi se emită în termenul legal, iar vreau să vă mai spun un singur lucru. O să le fac inclusiv plângeri penale, o să cer inclusiv despăgubiri, iar bistrițenii trebuie să știe, bistrițenii trebuie să știe că sunt mult mai multe persoane care sunt pregătite la ora actuală să cere să ceară despăgubiri. Nu mi se pare normal, pentru că mâine, dacă eu o să câștig un proces, mâine dacă eu o să câștig un proces cu primăria Bistrița, nu o să plătească, doamnă, funcționarii, o să plătească toți bistrițenii. Și atunci, de ce să nu facem altceva cu banii, cu banii ăștia? Iar vreau nu, să eu mai zic să mergeți mai departe. Nu, Curtea de Conturi ar trebui să le impună funcționarilor care au greșit. Că vezi, dreptate în țara asta nu se face până la capăt și pentru toată lumea. Se face așa, pe sărite. Doamna Andron, ascultați-mă. Că de asta suntem o țară de nebuni. Doamna Andron, haideți să vă spun un singur caz. Un caz, cazul este doamnă, cazul este cazul doamnei Mariana Deac, prietena noastră, este Mariana Deac, este doamna, da. Haideți să vă spun o chestie. Doamna Deac avea o clădire care este, care era peste drum de primărie, primărie, da, Bistrița. Da. Și au peste demolat-o, drum, da, de geamurile celor de la urbanism, peste drum de, da, geamurile, da, da, doamnei Gaftone. Am scris subiectul la care, la ziar, la vremea, da, respectivă, i-a demolat femeic o parte din clădire. Gândiți-vă că la vremea respectivă, gândiți-vă că la vremea respectivă doamna Deac avea acolo o bancă care era în chirie, avea tot, și normal, doamna Deac n-a avut ce face, având și o experiență mai mare, neavând de lucru în fiecare zi cu primăria Bistrița. Cu doamna Deac nu glumești, vă spun eu. Da, cu doamna Deac, eu vă spun o singură chestie. E simplu așa de afară ca să vezi lucrurile, dar eu vă spun și revenim la doamna Deac. Eu, de exemplu, am cumpărat terenuri în Bistrița asta pe care am dat câteva milioane de euro. Multe dintre ele sunt cumpărate cu credite, plătesc rate la bănci. Normal că stai și te gândești, bă, dacă zic acum ceva, o să-mi dea autorizația acum, dar mă blochează data viitoare și atunci normal că ai, bun, ai un ghipe. Nu, categoric, că de aici, bun, s-a dezvoltat balaurul ăsta cu 10 capete din primărie. Spun, uitați, doamna, că doamna Deac, după mulți ani de zile, a câștigat un proces, da, primăria Bistrița i-a plătit 1 milion de lei frumos, cu 1 milion de lei, ia să vedem câte ar fi putut fi făcute. Da, ar fi, da, putut fi izolate 2-3 blocuri la prețuri mai decente. Sau ar fi putut fi făcut o grădiniță mai mică. Da, da, doamna Deac, din prima secundă în care a fost neîndreptățită, a scos, da, casa de avocatură și s-au dus în instanță și nu s-a lăsat o secundă. Gândiți-vă că doamna Deac, după care, din câte am înțeles, acum primăria a cumpărat la doamna Deac întreaga clădire. Da, în toată clădirea, da, da, da. Mișto. Prostia? Bine, dar acolo s-au încălcat niște legi, adică din centrul istoric noi am scris multe subiecte pe, multe articole, bun, da, pe subiectul ăsta. Eu vreau ăsta să vă întreb la vremea respectivă, mă o scuzați. O clădire istorică, din, să nu zicem ce s-ar întâmpla în centrul istoric, să faci ce a făcut primăria, să dărâmi o parte dintr-o ajungi clădire. Și, da, da, și arcada, să nu ai arcada. De ce i-au făcut asta? Vezi, asta doare. Tu când ești primărie, poți să faci să-i demolezi bunul unui om, da, să demolești, să distrugi în centrul istoric, da, și să nu pățești nimic. Vezi, de asta și suntem eu, o țară, da, de nebuni. Legea se aplică pe sărite. Eu vă întreb o singură chestie. Știți ce? Uitați, astăzi am avut, de exemplu, niște discuții cu niște dezvoltatori imobiliari. Și au zis, bă, Negrea, te duci acolo la televiziune, o să urli ca și lupul la lună, o să-ți mai faci niște dușmani în plus, o să te țină ăștia, mamă, pe dușă. Eu zic că tot ăia nu mai ați mai trecut în revistă, încă o dată. Crezi că o să se întâmple sau să se schimbe ceva? Eu cred, da, că dacă, eu cred că dacă tot vrem să ajungem la nivelul unor orașe, de exemplu, se tot vorbește acum în România că e la modă să vorbești de Oradea. Nu știu dacă ați văzut, Oradea a tras acum niște investiții. Așa, să undeva nu ziceți de vreo, că și dumneavoastră undeva, în campanie ne dați exemplu cu Oradea, că ne-a dat domnul Turc, dar n-am văzut. Nu vă dau, dar s-au atras niște investiții undeva de în jur de vreo 800 de milioane de euro. 800 de milioane de euro, 650 de milioane fabrica de anvelope Nokian și am văzut astăzi o declarație,
fabrica de anvelope Nokian, o să-și extindă investiția până la 1,5 miliarde de euro. Bine. Eu pot să vă... Dar noi vorbim de Bistrița, noi suntem în Bistrița, statul cu blocuri și câteva lifturi, unele dintre ele construite de dumneavoastră. Ați pus lifturi pe acolo, pe la blocuri. Am pus lifturi, dar sunt unele și fără lifturi. Cu goluri. Și nu prea, e greu să compari, dar oricând putem să avem ambiții. Adică nu văd vreodată în viața asta o investiție de 1 miliard de euro la Bistrița, Dumnezeu mai avea în statul cu blocuri, n-ai cum. Nu o să fie niciodată la Bistrița. Dar eu vreau să vă mai spun o chestie. Totuși și la Bistrița s-au făcut niște investiții care n-au fost, nu spun eu, nu spun, Doamne ferește, fără nicio supărare. Vedem acum că domnul Turc ne-a zis zilele trecute că dânsul nu va mai finanța pârtea de schi. Am văzut o declarație în ziar. Da. Nu va mai finanța. Da. Face un lucru foarte bun. Bun, dar eu vreau să vă întreb o singură chestie. Pentru unii funcționari din primăria Bistrița, pârtea de schi a fost oportună? Că blocul lui Marius Negrea n-a fost oportun. Păi da, domnule, bistrițenii plătesc și astăzi, doamnă, un credit de 10 milioane de euro. Și eu vreau să vă spun un singur lucru. Nu este în totalitate sau vina cea mai mare. Vă spun eu, vina cea mai mare nu o are primarul de la vremea respectivă. Vina cea mai mare o au funcționarii. Ceilalți, știți de ce? Pentru că la unele proiecte private știu să meargă. Eu vă spun că eu am pățit. Cu documente, domn primar, dar nu-i bine, dar asta nu-i bine, dar nu se poate, și reușeau să-l convingă, vă spun eu. Știu eu câteva proiecte unde au reușit să-l convingă pe Ovidiu Crețu că nu-i bine. Proiecte private. Dar eu vreau să vă întreb o singură chestie. Unde era vorba de banul public, care la urmă ormei banul public e plătit tot de noi, de cetățeni. Nu și-a face scârbă cu primarul care... îi plătește, cumva și de înțeles, domnul Negrea. Dar vreau să vă pun o întrebare pe care v-a adresat-o colegul meu, Raul Peterlin, susțin tinerii jurnaliști. Ce părere are domnul Negrea despre dezvoltarea haotică a blocurilor și caselor de la Pasarela spre Vișoara vis-a-vis de stația de epurare? În primul și în primul rând trebuie să luăm, să verificăm, să vedem dacă casele care se construiesc acolo și blocurile sunt conform planului urbanistic și conform regulamentului local. Pentru că aici mai există o foarte mare problemă și uitați, aici v-am adus aici niște certificate de urbanism de la Cluj. Le-am spus celor de la Bistrița de certificatele de urbanism. Uitați cum arată un certificat de urbanism la Cluj. Multe. La Bistrița certificatul de urbanism e pe o pagină. Față vers. Serios? Ai noștri sunt foarte scrupuloși. Mai nou de anul ăsta au început la certificatul de urbanism să-ți dea separat regulamentul. Dar eu vă spun o singură chestie. Și aici trebuie să înțeleagă și oamenii. Dacă, de exemplu, la oamenilor li s-ar spune, doamna Andron vrea să cumpere un teren de la Marius Negrea, să duce, cere un certificat de urbanism, iar în certificatul de urbanism, doamnei Andron, îi se dau toate detaliile. Așa mi se pare normal, am scris-o și noi. Pentru că 80% din certificatele de urbanism din Bistrița, vă spun eu, sau arată ca la o comună. Cu culori pastelate, jgheaburi să fie, nu știu, jgheaburile să fie pătrate sau să fie rotunde, gardul să fie de 1,50 m, nu. Doamnei Andron, trebuie să-i se spună și doamna Andron ia și citește și zice, bă, stai un pic aici. Păi mă, eu pot să fac aici acasă, dar uite-te că în zona asta, dacă vine domnul Negru, care e vecin cu mine, ăla poate să facă un bloc atunci cu P+2. Bun, ok, nu e o problemă, nu e cea mai mare problemă dacă domnul Negru vine și face un bloc cu P+2. Știți care e cea mai mare problemă? Că dumneavoastră puteți să vă luați niște măsuri și să vă poziționați casa în așa fel încât dacă domnul Negru vine și face un P+2, pentru că mai există o problemă aici, un bloc cu P+2 e tot o casă mai mare, nu e altceva nimic. Pentru că sunt case, adică aici este iar un paradox. Adică tu poți să-ți faci o mâine, Claudia Andron, dacă vrea să-și facă o casă cu parter, două etaje și mansardă de 1500 de metri, nu-i nicio problemă, iar dacă vine domnul Negru pe terenul alăturat și vrea să facă o locuință colectivă mică, cum e denumită în Pug, care să aibă tot 1500 de metri pătrați, nu se poate.
Vedeți că vorbiți cu una care s-a trezit în fața casei, pe o stradă cu case, cu dita e blocul, că atunci am învățat să număr și eu cu primăria Bistrița. Ia urmăriți-mă. S plus P plus două etaje plus M. Câte vă dau? Așa. Câte etaje vă dau? 5. S plus aia P ați... plus 2 E plus M. Aia a fost la mine în fața casei. Ați început să faceți ca prințesele, da, ca prințesele, da, doamnă. Da, nu, da, ca da, să, ca mai să ajung așa... cu mâna în cadru, că mă urmăream în cadru. O luați pe urma... O luați pe urma, da, a doamnei Malaicu, cumva e zona de jos, da, a doamnei Malaicu. Știți, e că principala problemă acum, fără să fiu rău, și principala problemă care se pune în partea de jos a orașului, în zona doamnei Malaicu, și care dați-mi voie să o sesizez, pentru că eu am un teren acolo în zonă în care, nu știu dacă vă țineți minte, sunt parte dintr-un plan urbanistic unde acum 2 ani s-a făcut o grevă. A fost o mobilitate. Da, vă și întreba, da, doamna, da, Mihaela Florea, dacă mai aveți, da, de gând să faceți ceva, da, acolo. Fost, da, a fost... Ce intenție are domnul Negrea cu terenul de pe compozitor, ori mai construiește blocuri? S-a făcut o grevă la vremea respectivă. Știți care e problema? Problema este că majoritatea caselor sunt construite pe niște suprafețe de teren foarte, foarte mici, iar mașinile le au parcate pe stradă. Mie mi s-ar părea normal, dacă stau la casă, mașina să-mi fie parcată în curte. E simplu, ca bună ziua. Nu să fie blocată strada. Eu pot să vă spun un singur lucru. La ora actuală, ținând cont că urmează să fac puzul de pe Delario, de lângă Dedeman, pot să vă zic o singură chestiune. Am o firmă de la Cluj pe care am adus-o să-mi facă un studiu de trafic. Și băieții aia i-am adus și i-a zis, domnule Grea, noi ne mai plimbăm un pic aici prin, ne mai plimbăm un pic pe aici prin zona asta și vedem ce se întâmplă. Bineînțeles că oamenii au venit destul de documentați. Primul lucru care mi l-au zis și ce m-au întrebat, domnule, puzul, aici la puzul de la Dedeman, zice, trebuia făcut un sens giratoriu. Zic, da. Bun, de ce nu s-a mai făcut? Eu vă întreb și eu pe dumneavoastră, de ce nu s-a mai făcut puzul de la... De ce nu s-a mai făcut sensul giratoriu de la Dedeman? Credeți că cei de la Dedeman sunt atâta de săraci, n-aveau bani să facă un sens giratoriu? Pentru că eu nu înțeleg o chestie. În puzul de la Dedeman li s-au impus să facă un sens giratoriu. Am înțeles. S-a reparat și s-a intervenit asupra străzii Sigmirului prin fonduri europene. Aici există iar o poveste, 5 ani nu ai voie să intervii. Nu, da, e adevărat, asta e o minciună, doamnă. Ai dreptul să intervii, dar dacă tu intervii, să aduci la starea inițială. Da. Vă spun eu că dacă pe strada Sigmirului făceai un sens giratoriu, nu venea nimeni să-ți ceară banii europeni înapoi. Vă garantez eu pe cât vreți. Și s-ar fi rezolvat o problemă de mult, care e o problemă care e foarte spinoasă acolo în zonă. Da. Referitor la Ariu, ca să stăm, da, un pic, uitați că eu, Lucian Petraș, doamna Malaicu, până când mai lucrează la primărie, întreb pentru un prieten care zicea că e pensionată. Stați cam în luptă pentru bonurile de vacanță, voucherele de, da, vacanță. Da. Ascultați-mă, haideți să vă spun cea mai, doamne, strigentă problemă care o am astăzi și care, așa, este cea mai actuală. Avem problema de la Ariu, care am început să vă spun cu partea de demolare. Haideți să vă spun că aici e noaptea minții. Am un certificat de urbanism eliberat. Dar ce vreți să demolați la Ariu acolo? Nu, doamnă, nu vreau să demolez. Hai să vă spun o treabă. Am un certificat de urbanism eliberat în 2019. Așa. Eliberat în 2019. Certificat de urbanism. Urbanism, așa, eliberat, da, în 2019. Primul document primăria când vrei Bistrița, să construiești. Primăria Bistrița, așa, da, mi se spune frumos, alb pe negru aici în spate, am dreptul să fac, conform regulamentului, așa, funcțiuni admise. Pentru că aici iară avem o problemă. N-are rost să vă zic că noi aici pe... la Ariu, fără ca să fiu mișto, să fac mișto. Suntem în zona A2, sub zona activităților agrozootehnice. Adică chiar mă gândeam la un moment dat, nu știu, să mă bag pe îngreșare de viței,
De Paște anul ăsta am vrut să-mi deschid acolo. Ai zona, așa ai trecut acolo? Bă, nu vreau să nu văd, deci asta vreau să văd. Jos acolo, domnule, zona, uitați jos acolo, zona agrozotehnică. Stai că mi-a sărit în ochi semnătura Malai cu Sabina. Uitați ce scrie acolo jos, zona deci, agrozotehnică, jos de tot. Sub zona activităților agrozotehnice cu regim de construire exact. Discontinuă. Eu zic să aduceți niște oi și niște capre, că văd doamna Malai cu voi că scrie acolo. Nu, eu vă întreb așa. Numai, eu întreb așa, știți cum întreb pentru... Bun. Așa, bun. Bun. După care, în 2020, îmi expiră certificatul de urbanism. Mă duc frumos la prelungire, mi se prelungește din 25.04.2020 până în 24.04.2021, pentru că iar aici, eu am fost ca un păcălici, să vă spun de ce, că am fost un fraier. Pentru că dacă eram un pic, nu neapărat mai, eu am zis, bă, a trece un an, să nu treacă un an. Pentru că la vremea respectivă puteam să mă folosesc de facilitatea care a fost ținând cont de COVID și toate documentele care au fost eliberate în, și care expirau în perioada COVID mai erau valabile 90 de zile după terminarea stării de urgență. Adică dacă eram un pic mai deștept, stăteam să văd când eliberea, când se termină starea de urgență și mergeam atunci cu el la prelungire. Am zis, bă, nu, fraților, la băieții, la copii, la oamenii mei de la birou, aveți grijă să mergem să nu ne prindă. Iar astăzi, mie nu mi se mai dă voie și nu mi se mai eliberează un certificat de urbanism din 28 aprilie 2022. 28 aprilie? Nu vi se mai elibera ce? Nu, nu mi se mai eliberează un certificat de urbanism. Și sunt într-o luptă cu cei din primăria Bistrița. Păi de ce? Eu nu vreau să fac altceva acolo. Dar certificatul de urbanism nu este autorizație de construcție. Ei trebuie să vă spună ce aveți voie să faceți. Marius Negrea nu are dreptul să scoată nici măcar, nu are dreptul să mai primească niciun certificat de urbanism. Nu are dreptul. Închis. Ați spus că ați fost la domnul primar, ați spus asta. Normal. Și ce a zis? Aici suntem în această situație în care doamna Gaftone nu vrea să ne semneze, doamna Gaftone vrea să ne bage în tot felul de comisii. Adică, gândiți-vă, eu am un certificat de urbanism care este pe circuit, este întocmit de către inspectorul de zonă, favorabil, după care, ținând cont că din cauza dosarului penal în care eu sunt implicat și împreună și cu doamna Pop, cu doamna Gaftone, cu toți care suntem acolo, asupra căreia vreau să vă mai spun o singură chestie. Marius Negrea în dosarul respectiv nu are calitate de denunțător. Marius Negrea nu are calitate de denunțător. Marius Negrea are calitate de parte vătămată. În dosarul cu urbanismul? Da, în dosarul cu urbanismul. Eu n-am calitate. Apropo, ați făcut vreodată o evaluare a prejudiciului pe care vi l-au calculat, vi l-au adus funcționarii neliberându-vă la timp documente, autorizații de construcții, nu știu ce ați mai avut exact de acolo? Exact cât am cerut, undeva în jur de 1 milion de euro. Atât ați cerut dumneavoastră în dosarul ăla? Da, da. Uitați, vă întreabă cineva, mai vrea domnul Negrea să facă mall în locul fost? Cineva este chiar Nicu Pavelian, consilierul local. Mai vrea domnul Negrea să facă mall în locul fostei turnătorii? Că nu mi-era foarte clar asta și înțelesesem că dorește schimbarea destinației fără puz. Da, exact aia vreau să vă spun, pentru că eu am avut în 2019 un certificat de urbanism pe schimbare de destinație fără puz. Pentru că asta îmi dă voie regulamentul, doamnă, nu Marius Negrea a făcut regulamentul de urbanism. Venim din nou în aceeași chestiune. Uitați aici ce spune regulamentul legea. Regulamentul de urbanism e atașat de planuri de PUG? Uitați ce spune legea. A2, zona agrozotehnică. Mișto. Capre, chestii, socotel, tot ce avem aici. Citiți dumneavoastră și spuneți ce mi se dă voie aici mie depozite la funcțiunea administrativă. Depozite și complexe vânzări în gro, cu excepția celor care utilizează substanțe explozive sau toxice. Depozite și complexe vânzări. Și de ce asta vreau să faceți un mall? Nu. Haideți să vă spun ce vreau să fac aici. Haideți să vă spun că aici intervine problema. Eu am avut pe parcursul anului 2021 discuții cu niște investitori cu care vroiam să mă asociez, să dezvoltăm ceva acolo, că Marius Negrea n-avea de unde, n-are bani să facă un mall. Nu avea bani. Și am avut discuții cu niște persoane de la București. Au venit la Bistrița, au văzut, au zis, bă, prietene, pentru ce facem noi este prea puțin. Discută tu cu cei care sunt în spatele halei până în fabrica IPROEB și dacă ei vor să vândă toți, noi venim și cumpărăm, pentru că astăzi
dezvoltările comerciale se cuplează, dezvoltările comerciale moderne se cuplează cu rezidențial. Ei vroiau să facă acolo undeva și peste 1500 de apartamente. M-am dus, i-am luat pe oamenii din spate, vă dați seama, m-am dus la domnii de la Almet, care au niște hale tip-top, construcții noi, în care se desfășoară și activitate. O parte din ele le-au închiriate ca depozite și ca spații comerciale, pentru că acolo se face comerț, adică, ca să înțelegeți. Producție se face acolo. Nu se face numai producție, se face comerț. Da. Merge să vedeți că sunt magazine de piese auto. Eu mă gândeam la Almet. Unde dacă Claudia Andron mâine vrea să-și cumpere un filtru de ulei sau de aer, și îl poate cumpăra. M-am dus la ei și a zis, bă, Negrea, noi vrem să vindem. Dar eu câștig atâția bani în fiecare lună, atâția bani pe an. Îmi dau ăia, nu știu, 10 milioane de euro. M-am dus pe la toți, când le-am transmis celor de la București despre ce sumă este vorba, au zis, prietene, la revedere. Bun. Și atunci am rămas singur. Astăzi am rămas singur acolo. Bun. Și pentru ce veți certificat de urbanism? Bun, ascultați-mă. Astăzi am rămas singur. Suntem în situația în care suntem, cu un război aici lângă noi, cu o criză economică severă care se prevestește de toți specialiștii ăștia, finanțiștii mari ai lumii, că urmează să vină. Normal că Marius Negre astăzi nu are de unde bani să facă un mall. M-am dus și la bancă. Nimeni nu vrea să mă finanțeze astăzi să fac un mall acolo. Nimeni nu vrea să mă finanțeze nimeni, pentru că ăla costă multe milioane de euro. Și atunci n-am zis, bă, n-am ce să fac, pentru că de aici am și divergențele. De aici s-ar putea ca domnul Tur să fie un pic supărat pe mine, pentru că dânsul a fost informat din nou greșit. Pentru că unii funcționari din primăria Bistrița a zis, știi ce vrea să facă Negrea? Negrea te prostește, îi dai certificatul de urbanism, îi dai certificatul de... Dar de ce ar fi o prosteală să obții un document care e o chestie absolut normală? Nu, dar ascultați-mă pe mine, pentru că eu știu discuțiile. Negrea te prostește, îi dai certificatul de urbanism, își face acolo ce vrea el. Nu, doamnă, eu vreau să fac acolo astăzi ce îmi dă voie legea, adică spații comerciale, en gros, en detail, pe partea de parter, iar pe partea de etaj... Pentru că eu pot să vă spun că eu între timp am demarat și un puz. Pentru că totul, eu mă gândesc la viitor. Nu mă gândesc, dacă mă gândesc că și războiul ăsta s-a terminat într-o zi, criza asta, eu am mai trecut printr-o criză. S-a terminat și criza într-o zi și o să vină vremuri mai bune. Bun, dar eu astăzi, ce pot să fac astăzi? Pot să fac niște spații comerciale acolo din care să-mi valorific și eu clădirea respectivă. Mai mult decât atâta, prin valorificarea clădirii respective, primăria Bistrița ar încasa și o grămadă de venituri, de impozite. Bun, și atunci eu m-am dus și le-am zis, bă, fraților, uitați, o propunere, spuneți-mi dumneavoastră dacă vi se pare că ar fi o propunere, nu știu cum să zic, indecentă. I-am zis, mă, noi dăm, uitați aici, pot să vă arăt aici. Chiar astăzi am înregistrat la primăria Bistrița pentru avizul de oportunitate, pentru PUZ. Uitați că e înregistrat. Scrie aici, al pe negru. Da. Bun. Scrie al pe negru. Bun, eu îl înțeleg, pentru că și domnul primar, el în situația în care astăzi, el zice, bă, Marius Negrea vrea să facă, că el e un șmecher, că așa i s-a spus. Dar de ce ar fi privit ca un șmecher? Nu știu, pentru că i-aș da dovadă. Nu i-am dat dovadă, dar așa i-am fost expus de către unii de acolo, care... îl consiliază pe dânsul. Vă mai întreabă Nicu Pavelean ce v-a spus Cătadu referitor la ceea ce vreți să faceți cu fosta turnătorie. Bun, stau să vă spun o singură chestie. Nu primesc certificat de urbanism. Da. Vorbesc cu domnul Nelu Tur și zic, uite, domn primar, ce vreau să fac aici? I-am explicat, bine, eu am avut cu el o discuție în momentul în care nu era clară că cei de la București vor recunoaște. Și aici pot să vă spun, Nelu Tur a spus, Marius, poți să-i dai drumul, eu te ajut cu tot ce trebuie și te susțin. Bun, astăzi, sau când eu am revenit și am zis, nu mai am cu cine, că investitorii s-au retras și din cauza situației economice și din cauza războiului, am văzut că un pic a strâmbat din nas. Bănuiesc că între timp am mai avut și el discuții cu unii funcționari din primăria Bistrița care l-au informat greșit și eu îmi permis să spun care chiar l-au mințit. Nu, eu vreau astăzi să fac acolo niște spații comerciale la parter care îmi dă ceea ce îmi dă voie regulamentul de urbanism.
Iar ulterior, pentru că la partea de etaj, la partea de etaj avem terenuri de tenis, avem sală de sport, avem loc de joacă pentru copii, avem saune, poate o să reușim să facem și o mică piscină, vedem dacă o să ne încadrăm. Pentru că ce doresc eu să fac la etaj nu s-ar putea face decât prin aprobarea puzului, care acum este pe rol. Bun, și atunci explicați-mi noastră mie, eu am venit și înaintea lor cu o chestiune care eu pot să zic pertinentă. Le-am explicat, bă, fraților, dați-mi, bă, voie să fac astăzi, dați-mi certificatul de urbanism pentru schimbare de destinație. Da. Ce îmi dă voie regulamentul? Asta de cereți din aprilie, l-așteptați da, din aprilie. Da. Dați-mi voie, mă, să fac la parter, dați-mi voie, mă, la parter să fac ce îmi dă voie legea, iar la etaj, nu o să-mi dați la etaj, eu sunt de acord, eu vă semnez unde vreți voi, iar la etaj eu sunt de acord să nu mi-autorizați activitățile numai în momentul în care se votează puzul. Adică eu zic că am fost mai mult decât înțelegător. Bun, mai mult decât atâta. Vreau să răspund domnului Pavelean. Dați-vă seama că doamna Bungărdean, care pot să vă spun că în situația asta este capul răutăților, pentru că vrem să revin cu o singură chestie. Eu am o problemă, v-am explicat de dosarul cu doamna Pop. Doamna Pop are o informare, nu știu, o recomandare de la domnul procuror ca celor persoanelor cu care e în dosar să nu le semneze documente. M-ați înțeles? Ca să nu fie discuții. Așa. Da. Acum, zilele trecute chiar eram pe holă la primărie și cu doamna Pop și a intervenit și domnul Someșan Ioan, avocatul Someșan Ioan, care astăzi este și consilierul domnului primar, care a venit și a spus, doamne Pop, doamnă, am fost la procuror, bine, i-a zis verbal, am fost la procuror și procurorul mi-a zis că puteți semna documente. Da, este o recomandare să nu semnați documente pentru cei care sunt în dosarul penal cu dumneavoastră, pentru spețele în cauză. Adică, Crinilor, Bălcescu, Lucian Blaga și astea. Nu pentru celelalte. Eu vă zic ce mi-a zis mie domnul Someșan, dacă domnul Someșan m-a informat greșit. Iar vreau să răspund domnului Pavelean. Dați-vă seama că doamna Bungărdean, uitați aici, am o adresă să vedeți iar că e de, păi de circ, n-are rost să mai zic, pentru că din păcate eu pot să vă spun că noi la primăria Bistrița, cea mai mare problemă care am eu astăzi, ca bistrițean, ca investitor, indiferent, nu știu cum mă numesc eu sau cum vor să mă numească alții, este că ne facem de râs. Aia e problema. Și vă spun să știți că eu cred că în următoarea perioadă o să ajungem un caracal al urbanismului. Dați-vă seama că doamna Bungărdean, care înlocuiește pe doamna Monica Pop în funcția de arhitect șef pentru când lipsește sau pentru anumite persoane cu care dânsa are niște probleme și nu poate să semneze, îmi trimite mie o adresă din data de 2804, nu, 0905 să nu greșesc, da. 0905 îmi trimite o adresă în care îmi spune că solicitarea mea va fi supusă atenției proximei ședințe TATU. Iar decizia comisiei, să ne înțelegem, iar decizia comisiei va fi preluată în certificatul de urbanism întocmit de către serviciul urbanism. Bun. Și aici intervine problema. Asta v-a trimis-o în timpul așteptării? Asta în timpul așteptării. Bun, eu vreau să vă mai spun o singură chestie. La cât timp? Ședința, la vreo lună jumate, nu e o problemă. Asta este, doamne. A 0903. Da, la o lună de zile. Da. Nu, la două. La două. Nu, eu am fost din 28 aprilie. Așa? Și dânsa mi-a trimis în 9 mai. Adică la o lună jumate, nu e o problemă. Și până acum suntem în noiembrie, aproape 15. Nu e o problemă, doamnă, stați liniștit, doamnă, că Negre are bani, Negre plătește comisioane, Negre plătește dobânzi și tot Negre ai ăla rău. Vine ședința TATU. Așa. Dar eu vreau să vă mai spun un singur lucru. În comisia TATU se bagă numai lucrurile care țin de oportunitate, doamne. Și lucruri și ce ține de Consiliul Local. Ce ține de Consiliul Local se bagă în TATU. Mai mult decât atât, nu știu dacă o să am aici, pe mine m-au băgat în TATU
dar nu au avut, că n-au avut curaj, că n-au avut ce să aibă și nici nu au vrut, că sunt șmecheri. Vă spun o singură chestie. Pe mine m-au băgat în tatu la diverse, doamnă. N-am fost pe ordinea de zi. E așa, la și alții. Dar ce este CTAT-ul ăsta? CTAT-ul e o comisie care e formată din arhitecți. A, mai superioară. Da, comisia, da, care analizează documentațiile de urbanism. Așa, și v-au băgat care la diverse. Da, m-au băgat la diverse. Bun. Și, surpriză, în comisia CTAT-ul, vă dați seama că arhitecția aia, chiar dacă toată lumea îi sună, vezi, ai grijă, fă că ăsta e adevărul, mulți, pentru că eu am ascultat comisia CTAT-ul, chiar dacă la vremea respectivă eram plecat din țară, am auzit-o pentru că a fost transmisă, a fost pe online, pe YouTube. Și aici s-ar putea ca și avocatul care mă reprezintă pe mine, dar avocatul care mă reprezintă nu neapărat că a fost obraznic, adică a zis, bă, nu se poate, e inadmisibil ce se întâmplă, nu poți să bagi un certificat de urbanism în comisia CTAT-ul, nu există. În comisia CTAT-ul intră documentațiile care țin de oportunitate. PUZ, PUD, astea se bagă în comisia CTAT-ul. Bun, în comisia CTAT-ul nu s-a luat. Deci ăștia tot să vor, da, ce să faceți acolo? Ce să fac acolo, ce vor ei? Nu mă, un pic, dar e vorba de certificatul de urbanism. Deci nu cred. Da, domnule, și acum să mai vină și președintele României, că vrea România educată, păi, să-i lăburească. Ce? Băi, oare ce? Domnulescu s-a sesizat și unul. Nu, că acum vă spun o singură chestie. Eu vă spun o singură treabă. N-am ce să fac. Apropo că ziceți de președintele României, de vreo 2-3 săptămâni m-am întâlnit cu... Apropo de... Cu cine v-ați întâlnit? Stați să vă spun un pic. Stați, doamnă, un pic. Apropo să vă spun de... Cine sunt persoanele care l-au susținut pe Marius Negrea în tot timpul ăsta? Pot să vă spun că una dintre persoanele care m-au susținut și căreia îi mulțumesc este domnul Ciolan de la Ambient. Ioan Ciolan, administratorul Ambient. Căruia i-am fost un tip simpatic și care m-a ajutat foarte mult. Eram una dintre persoanele care chiar și angajații de la Ambient se întrebau, bă, dar ce dracu are Negre asta cu Ciolan? Pentru că aveam o linie de credit babană, pot să vă spun, și tot timpul. I-am fost simpatic. I-am Hai să fim un pic mai scurt, că trebuie să încheiem emisiunea, că eu zrut, nu, dacă vreți, facem serial. Apropo că mi-aduc aminte. Bun, dați-vă, păi doamnă, și eu s-o obosic, eu se zic de azi dimineață, de la 6 și 2 minute. La cine v-a trezit la 6 m-am primit un telefon azi dimineață și mi-a zis să, așa, că ar fi bine să am grijă ce vorbesc. Cine? Acum nu pot să vă spun, dar așa mi s-a spus. Mi s-a sugerat. Bun, haideți să revenim la o chestiune asta. La 6 și 2 haideți minute. Haideți să revenim. Am crezut că-s mascații prima dată. Haideți să revenim la chestiunea asta. Da. La chestiunea asta. Dați-vă seama că eu din data de 28 aprilie aștept după un certificat de urbanism. Așa. M-au băgat în comisia CTAT-ul. În comisia CTAT-ul. Normal că nu aveau ce să zică, pentru că oamenii de acolo zic, bă, așa, dați-i... Da. Vorba al domnului Bălan, nu știu dacă vă aduceți aminte. A fost o comisie de urbanism în care domnul Bălan zicea, dați-i de la domnule investitorilor autorizația de construcție. Era vorba despre uite ce zice Șomodean Gabriel, am fost și noi târâți la fel în tatu cu un certificat de urbanism de sămori. Dacă deci e o metodă echivalentă cu cea a închiziției spaniole folosită de unii funcționari din urbanism. Bun. Gândiți-vă, nu, dar eu vreau să vă spun o treabă. Solicitarea dumneavoastră va fi supusă atenției proximei ședințe CTAT-ul, iar decizia comisiei va fi preluată în certificatul de urbanism. Bun, explicați-mi mie, dacă comisia asta a fost și în comisie nu s-a luat hotărârea că nu am dreptul să fac, aia înseamnă că am dreptul să fac. De ce nu mi-e liberează certificatul de urbanism? Stai să cheme și NASA. Nu e chiar așa de simplu. Pe mama lui NASA. Zice Nicu Pavelian, i-ați spus vreodată doamnei Bungardean că o dați în judecată dacă nu semnează în cazul proiectului pe care vreți să-l faceți cu fosta turnătorie? Este o simplă întrebare așa din curiozitate. Da, vă spun exact și discuția cu doamna Bungardean, pentru că iară vreau să vă mai zic o chestie, noaptea minții, între timp doamna Bungardean mi-a făcut o plângere penală mie, așa? Domnului Popescu Andrei și domnului Mischian. Așa. Pentru că aș fi amenințat-o. Vă spun exact ce se întâmplă. M-am dus la primăria Bistrița, pe holurile primăriei Bistrița m-am întâlnit cu domnul Someșan,
consilierul domnului Turc, care mi-a relatat și mi-a zis: domnul Negrea, avocatul? Am vorbit cu prim, avocatul, da. Pe el îl consiliază pe domnul Turc acum. Și, nu, dar, nici nu te mir că merge așa primăria. Nu e adevărat, ascultați-mă pe mine, eu vă spun un singur lucru. Să știți că, domnul Someșan... Lăsați-mă cu domnul Someșan, al mare caracter. Nu mă interesează caracterul lui. Domnul Someșan este de bună credință și chiar vrea ca lucrurile să se miște acolo. Și mi-a zis domnul Someșan: domnule, am discutat și cu domnul primar, am discutat și cu Cristina Bungărdean, am discutat și cu Monica Pop, am discutat și cu Floare Gaftone și le-am explicat: domnule, eliberați certificatul de urbanism. Puneți certificatul de urbanism. Că spune ce ai voie să faci. Cele mai draconice reguli care există, puneți-i, domnule, cele mai draconice reguli care există și vedem că el când vine la autorizația de construcție, pardon, vine tot la noi, frate. Nu? Așa, da. Da. Și? Bun. Și zic: bine, domnul Someșan, ok, și dacă nu vrea? Zice: dacă nu vrea, dați-o în judecată. Bun, ok. Plec de la domnul Someșan, mai fac 3 trepte, era să pic și nasc, nu știu, la primăria Bistrița, luminile stinse, cred că se face economie. Cum că zici, domnul Hangan, că e farul acolo orașului, de acolo să ia lumină noaptea, sunt înghițați de lumina din birou primarului. Bat la ușă, cioc, 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 la doamna Bungărdean, îmi bat capul: vă rog frumos, așteptați afară. Aștept afară, dacă doamna ce se mă pun la masă, vine afară și o întreb: doamna Bungărdean, ce aveți de, vă relatez exact, ce aveți de gând, ce aveți de gând să faceți cu certificatul de urbanism? Mă mai gândesc. Zic: doamnă, nu vă mai gândiți mult, nu vă mai gândiți mult, pentru că iese din termen, doamnă. Iese din termen. O să mă gândesc cât pot de repede. Și în momentul ăla am zis: doamnă, dacă nu o să mă eliberați certificatul de urbanism, nu o să am ce face decât să deschid o procedură în instanță și să mă îndrept împotriva primăriei Bistrița și împotriva dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră sunteți persoana care nu vreți... Mi se pare foarte normal. Da. Ok. După care, dânsa o umblat pe acolo prin primăria Bistrița, o luat lumină, nu știu de la cine a luat lumină, a fugit direct la poliția Bistrița și mi-a făcut o plângere penală. Dați-vă seama, pentru amenințare, dați-vă seama că domnul Mischian n-a văzut-o în viața lui pe doamna Bungărdean și n-a călcat niciodată în birou doamnei Bungărdean. Dați-vă seama. Păi eu aș zice că asta e așa, mă rog, seama de un exercițiu de șantaj, o chestie, față, da. Bun. Hai, zice Nicu mai... Pavelian, deci vreți să faceți spații comerciale, dar nu e mall, eu nu înțeleg. Păi, domnul Pavelian, mă iertați că vă explic eu, și pe centru sunt o grămadă de spații comerciale și nu-s mall. Sau Cibela e spațiu comercial, dar nu e mall. Eu vreau să fac spații comerciale la parter, astăzi, spații comerciale la parter, nu model mall, cu intrare de afară, cu intrare de afară, pentru că, nu știu, știți ce se întâmplă? Lumea nici nu prea știe. Odată cu COVID-ul ăsta care s-a instalat și cu criza asta sanitară prin care am trecut, să știți că inclusiv la nivel mondial, acum nu vreau să vă fac eu pe deșteptul, să știți că inclusiv la nivel mondial sunt recomandate spațiile comerciale cu intrare de afară. Și vă spun și de ce, pentru că nu necesită o centrală de tratare a aerului unde să se plimbe microbii pe toate holurile. E o recomandare și dacă vă uitați, multe dintre, la ora actuală, în orașele din România, se construiesc la ora actuală mai multe galerii, gen galerie, cum avem și noi în partea de sus. Pentru că vă mai spun o singură chestie. Oricât de mult ne-am dori să știți că municipiul Bistrița, nu știu, o să vedem, o să vedem. Că eu o să fac, până la urmă, o să fiu atât de tâmpit, de o să-mi risc toți banii mei care, pentru că vă spun o chestie, construcția de la Ario o să mănânce toți banii pe care am. Toți. Dar eu fac un pariu. O să... Uite, mai faceți 1 milion de la primăria Bistrița, ba, când vor da daunele. Cred că fac mai multe. Ascultați-mă, eu îmi doresc, eu aș fi primul, cine nu și-ar dori, credeți că unul ca mine, un băiat care a plecat de pe Dragoș Vodă, care a dormit cu sora lui în pat, care ulterior, când a mai crescut, a dormit pe un fotoliu dintre ăla care în fiecare dimineață când mergeam la școală îmi prindeam degetele. Credeți că nu și-ar dori într-o zi să aibă un mall care să fie construit de el? Dar vom vedea, pentru că la ora actuală situația financiară și puterea economică a municipiului Bistrița
nu poate să susțină sau va susține foarte greu un mall de genul celor care sunt la Cluj. Ascultați-mă ce vă spun eu, pentru că ascultați-mă ce vă spun eu, că am vorbit pe documente și pe specialiști. Mă enervează un pic domnul Pavelian și vreau să am eu o treabă de lămurit cu disul. Zice, și totuși v-a spus statul că nu înțelege, plus mai devreme a spus că niciodată nu ați făcut presiuni pe funcționari, iar acum, domnule, lăsați asta pe seama poliției, că este o plângere acolo. Dumneavoastră, preocupați-vă în calitatea de consilier local, de ce nu se eliberează certificatele de urbanism de câteva luni? În ședința consiliului local. Și nu numai astea, sunt mai multe plângeri, nu-i nimic, o să întrebăm și noi, că tot mi-am propus zilele astea de când am auzit. Eu cred că asta nu e o presiune. Până la urmă nici nu mă interesează, nu-i treaba consilierului local, asta este treaba poliției, nu draculacu. Ascultați-mă pe mine, eu cred că asta nu e o presiune dacă eu mă duc și întreb de un document care este al meu și care mă privește pe mine. Nu dar ce, n-ai să voie să-i întrebi? Bun, haideți să vă spun o chestie. Primesc o adresă de la doamna Bungărdean. Așa. Doamna Bungărdean, care e catalogată o arhitectă super mondială, de talie mondială. Haideți să vă spun o chestie. Intergalactică. Haideți să vă spun intergalactic. Haideți să vă spun ce îmi scrie mie aici. Primesc una la mână. Proprietatea mea este fără acces la un drum public. Adică parcarea care se învecinează cu parcarea mea, ceilalți pot să umble pe acolo, îi publică, Marius Negrea n-are dreptul să umble pe acolo. Scrie aici, fără acces. Fără acces. Deci, fără acces. Mai mult decât atât, este noaptea minții. Scrie aici, construcția studiată cu destinația de turnătorie are procent de ocupare 100%. Păi, doamne, eu vă spun un singur lucru. Dacă eu am un teren acolo, pentru că noi suntem în cotă la turnătorie, dacă eu am un teren de 10.800 de metri pătrați, spuneți-mi cum pot să am, doamnă, o clădire de 12.439 de metri pătrați? Adică e clădirea mai mare ca terenul. Dumneavoastră vă dați seama că ăștia nu știu nici să calculeze. Clădirea e parter și etaj parțial. Păi dumneavoastră, uite, scrie aici alb pe negru, asta am primit eu. Asta am primit. În consecință, aceste reglementări în momentul de față nu pot fi respectate, deoarece construcția ocupă 100%. Petiționarul, neavând teren liber, deci nu pot fi respectate reglementările menționate în toate certificatele. Uite, scrie cineva, Ioan Tămaș, și eu am un certificat de urbanist din 24 februarie la doamna Bungărtea și încă nu l-a semnat. Domnul Pavelian, ocupați-vă de... Vedeți de ce nu se eliberează de luni de zile certificatele de urbanism în primăria Bistrița, că e o problemă. Bine, eu aș sesiza toate instituțiile statului, că... Zău, dacă... Normal, haideți să vă spun că acum, dacă toți suntem pe final, că acum vin lucrurile grele. Așa, dar după aceea îmi promiteți că închem, că nu... Da, vă promit. Haideți să vă spun o chestie. Am și o vârstă. S-a împărțit pijamalele. Aveți o vârstă frumoasă. Deci, incredibil câți oameni se uită. Bun, haideți să vă spun un singur lucru. Doamna Bungărdean, în urma deplasării în teren, am constatat că imobilul a suferit modificări fără față de construcția inițială și solicit biroului disciplină în construcții să verifice și să comunice dacă există autorizații de construcții pentru imobilul respectiv, pentru lucrările construite efectuate, lucru de altfel menționat de către arhitectul Botea Claudiu din Cluj. Mie să-mi explicați că eu nu mai pricep. Adică doamna a mers la fața locului, la clădirea așa, care de fapt n-are acces. Da, așa. Tânsa zice că n-are acces, nu zice mama că n-are acces. Așa. Tânsa ne zice aici că n-are acces. Bun, dar ei au fost la fața locului. Așa. Și a văzut că au fost executate lucrări. Eu vreau să le mai explic o singură chestie, pentru că vă mai spun o treabă. Venim la... Ne mai trebuie vă 4-5 episoade. Doamnă, știți ce se întâmplă la ora actuală? Vor să mă împingă din nou ca în 2015 să fac o greșeală. Nu o să fac o greșeală, dar dânși o să plătească. Vor să mă împingă, doamnă, de la spate să mă ducă din nou. Știți de blocul fără autorizație de la pasarelă? Nu știu de blocul fără autorizație. Știu, am citit în presă, să mai întâmplă. Doamnă, eu m-au zis că acolo a fost așa, împins omul la o greșeală. Da. I s-a promis că Eu cred că dezvoltatorul... Totuși să ridici 6 etaje fără autorizație când știi că Negre avea condamnare? Nu putea, eu cred, a fost păcălit, exact ca și mine, sau ca și alții. Bun, ascultați-mă pe mine. Deci doamna îmi spune,
Doamna, vedeți, să meargă disciplina în construcții, să luăm, să-l amendăm, să-i facem. Doamne, eu n-am făcut la Ariu alte lucrări, pentru că vă dați seama, ținând cont de probleme care le-am avut. Sunt nebun acum să ajung. Nu nebun să ajung într-o situație din nou. Am făcut numai lucrări care mi se dau voie conform legii 50 să le execut fără autorizație de construcție. Am curățat și am vopsit niște stâlpi. Am dreptul. La închisoare, Marius La închisoare, Negra. Normal, la închisoare. Marius Negra, la închisoare. Bun, dar mai mult decât atâta, doamna ne spune că a vorbit cu domnul Botea din Cluj. Așa. Domnul Botea Claudiu din Cluj, de la firma Arhimar, care este chiar firma care face plan urbanistic pentru construcția de la Ariu. Viitorul plan urbanistic. Așa. Pentru vremurile bune când vor veni într-o zi. Așa. Bun, vreau să-i spun doamnei Cristina Bungărdean că domnul Botea o să o dea în judecată. Pentru că minte. N-a avut discuție domnul Botea lucrările de construcție efectuate, lucru de altfel menționat și de către arhitectul Botea. M-ați înțeles? Da. Două întrebări mai am pe final. Unu, și eu. Păi nu mai putem, că deja nu știu, eu m-am pregătit, eu am crezut aici cu, ca la Dan Diaconescu în direct, da, până dimineață. Până dimineață, da. Nu, că nu, nu le țin pe noi bateriile. Vă întreba, Mihaela Floarea, dacă mai aveți de gând să faceți ceva în zona compozitorilor, dacă veți face blocuri cu multe etaje până la urmă. Nu vom face blocuri cu multe etaje, în zona compozitorilor există din nou o discuție și eu vreau să vă întreb pe mine. Peste drum de noi există zona M1. Adică dacă ce dumneavoastră cumpărați peste drum de mine terenul, zona M1, puteți face parter 4 etaje plus 2 etaje retrase. Așa. Noi am cerut, da, se poate la vremea respectivă să fi cerut un nivel de înălțime mare acolo, pentru că eu nu am fost proprietar de la început pe terenul respectiv, eu am cumpărat o parte din teren de la cineva, iar, surprise, persoanei respective, în momentul în care a cerut certificat de urbanism, pot să vă spun că vi-l aduc pe om și s-o zis, da, nu vrei mai mult etaj. Vai. Vă spun, am auzit, de acolo, aceeași primărie de unde nu obține certificate de urbanism. Da. Și s-o dat acolo regim de înălțime pe plus 6 etaje. Păi normal că eu când am cumpărat terenul respectiv, de ce l-am cumpărat? Pentru că când cumperi un teren, în primul rând, la ce te uiți? Nu te uiți cât e de lung, cât e de lat, dacă e drept, dacă nu e drept. Te uiți la indicatorii urbanistici, pentru că valoarea unui teren este dată de indicatorii urbanistici. Da, da. Bun, se poate, am la vremea respectivă, m-am păcălit, uitați, și o afacere nu super bună, făcută de mine. A fost greva respectivă, cea mai mare grevă din istoria Bistriței, făcută așa, transmisă frumos. Dumneavoastră reușiți să scoateți oamenii, să-i enervați așa individual. Păi dacă ai scos 100 în fața primăriei... Ascultați-mă pe mine, eu sper peste 2 ani să scot la fel de mult și la vot. La fel de mult și la vot. Frumos asta, încheierea asta. Vreau să vă pun și două întrebări simple. Ovidiu Crețu sau Ion Turc? Care e? Ovidiu Crețu. Radu Moldovan sau Ion Oltean? Radu Moldovan. PNL sau PSD? PSD. E PSD-ist. O seară frumoasă, domnule. Bine, vă mulțumesc tare Negrea mult. Și vă mulțumim. Domnul Negrea, unde v-ați pornit? Vă rog frumos, nu trebuie să închidem și noi frumos live-ul. Eu voiam să mai întreb o chestie. Vă simțiți hăituit de primăria Bistrița, de funcționarii primăriei Bistrița? Mă simt hăituit de către funcționarii primăriei Bistrița, dar le transmit că m-am învățat. Deci sunteți antrenat, v-ați călit. Știți, săptămâna pe 26 octombrie a fost ziua mea și printre personajele care a fost acolo, unul m-a întrebat de o anumită persoană și am zis, da mă, l-am invitat și pe el. Și a zis, bă, încep să ai stomac. Și asta e bine. Dacă nu pe mai cine e, ați invitat? Nu contează. Am invitat pe persoană. Deci, dar, dragi, dacă n-aflu eu lista de invitați de la dumneavoastră, bine, vă mulțumesc deci, tare mult, Viorel. Mulțumim frumos, lasă că ai zis scurtă. Că te-am lăsat pe tine. A fost o chestiune scurtă, n-am povestit nici 10% din ce avem de public. Stați liniștiți că nu vă lăsăm. Păi nu, că de o parte din România nici nu v-ați atins. Transmiteți toate cele bune, domnul Ioan Oltean, investitorul dumneavoastră. Domnul Ioan Oltean, când o să-l văd, o să-i transmit. Așa. Cu tot dragul. Și dumneavoastră vă mulțumim foarte mult pentru că
stat alături de noi un număr atât de mare până la aceste ore, deci mie nu-mi vine să cred. Dar să vezi că se uită după. Ce înseamnă mare? Spuneți-mi și mie. Mare, mare pentru aceste ore. Ca să fac și eu. Cât Radu Moldova încă organizația de parte în spate. Exact, cât Radu Moldova cam așa a fost. Înseamnă că cine știe, poate domnul Moldovan, dacă se uită la emisiune, o să-i dea de gândit. Da. Și vom relua cândva, nu știu, cândva, mai stăm așa să digerăm, pentru că ce a spus acum, să știți că ați alertat pe mult. Iar noi ce am spus acolo, cu tremur, pe a fost cu tremur acum în primărie, mâine va fi un cutremur. Eu nu am spus altceva decât ceea ce spun, ceea ce spun documentele. N-am spus eu. Iar cei din ascultați-mă, cei din primăria Bistrița care le-au eliberat, nu pot să fie supărați. Ar fi chiar culmea, ei le-au eliberat. Ok, să mai veniți la Bistrițeanu de acum, deci să nu începeți iar să vă duceți colo-colo dacă ați început aici, mergeți aici. Ne-ați evitat, dar uite, acum... Urmă tot aici ați ajuns. Da. Da. Bine, vă mulțumesc tare mult și vouă vă mulțumesc tare mult că ne-ați urmărit. Îmi cer scuze că am făcut ieșirea eu, colegului meu. O seară frumoasă tuturor!